iubinți ale comunității oneștene, e vorba despre apă și gunoi. Și taimon, sunt trei, de fapt. Ghinionul meu, că am picat în anul bisec și trebuie să conduc totul această ședință. Păi, cunoașteți ordinea de zi? Da? Ordinea de zi pe care o cunoașteți și care a fost creată, se suplimentează cu punctul 3, discuții cu privire la SC, Termon, CT sau Onești. Mai aveți de făcut discuții asupra ordinii de zi? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi cu acest al treilea punct? S-a aprobat. S-a. A votat cineva împotriva, abține? Nu. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Discuții și propuneri privind măsuri referitoare la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Onești. Domnul secretar, vrei să știți? O prezentare, vă rog să vă rog. Domnul primar. O să vă deschidem. Bună ziua, vă spun. E o perioadă în care se tot joacă, să zic, un ping-pong cu această temă a apei și canalizării în municipiul Onești. Săptămâna trecută a fost lansat un mesaj din partea conducerii societății Apă Canal, aici de față, prin care se comunica faptul că, datorită unor întârzieri la plată sau unor neplăți, unor sume neplătite de către instituții publice, urmează a fi sistat serviciul de apă în următoarea perioadă, fără a fi menționat un interval în care va fi operaționalizată această măsură. Primăria municipiului Onești a considerat că acest demers nu este unul legal, atâta timp cât există o legislație care prevede furnizarea continuă sau anumiți parametri a apei în municipiu, mai mult decât atât din punctul nostru de vedere. Atât în urma hotărârilor judecătorești pe care le avem până în acest moment, cât și în urma hotărârilor de Consiliul Local, prețul care a fost aprobat și este legal a fost achitat din informațiile pe care le-am cu municipiul Onești, este la zi cu plățile față de operatorul de apă. Tocmai de aceea ne-am considerat această intervenție ca o măsură de șantaj. Și în acest sens avem un punct de vedere pe care vreau să îl prezentăm și în cadrul ședinței de astăzi să analizăm această propunere a executivului, să primim eventuale completări și sugestii din partea Comisiei Juridice, din partea consilierilor locali. I avem aici pe domnul Budan, pe domnul Fântână, reprezentanții Apă Canal și dumneavoastră. Bănuiesc că domnul președinte ne va da cuvântul pentru a-și expune un punct de vedere referitor la această situație. Ne putem exprima și un vot asupra înaintării acestei, sau nu, a acestei plângeri, așa cum a fost ea formulată de primăria municipiului Onești. Și să vedem, nu știu care este situația, dacă această măsură de oprire a apei va fi operaționalizată sau nu, pentru că din ceea ce știu în momentul de față, apa există la robinet în regim normal. Asta e ceea ce știu și ceea ce am văzut la robinet. În afară de cartierul 6 mai. E o avarie. Unde e avarie, da? Mărășești și Tecelești. Da, este Mărășești și Tecelești. Este un complementar. Sunt avarii zilnice, nu credeți că numai în zonele astea. Mâine în alte zone. Dar astea sunt... Da, am înțeles. Domnule, dacă vreți să faceți o prezentare aceea. A serviciu juridic, da. Doamne. Având în vedere adresa Consiliului Județean Bacău 1791 din 9-2016, înregistrată la primăria municipiului Onești, punctul de vedere al serviciului juridic, adresa inscripției prefectului, arătăm următoarele. Prin notificare, 10 Apă Canal S.A. Onești,
înregistrată la primăria Onești cu numărul 22.578, se aduce la cunoștință faptul că furnizorul de apă Crap va proceda la asistarea apei în municipiul Onești pentru neachitarea de către societatea facturilor restante din perioada noiembrie 2015 ianuarie 2016, întârzierea la plata facturilor datorindu-se faptul că autoritatea locală nu a achitat prețul facturat. Arătăm că prin sentința civilă 3002/2014, pronunțată în dosarul 5518/270/2014 și sentința civilă 2947/2014, instanțele de judecat au respins în mod definitiv plângerile la contravenția ale 10 Apo Canale SAP, plângeri formulate ca urmare a amendării societății amintite pentru practicarea unui preț mai mare decât prețul legal aprobat prin HCL 63/2019. Prin hotărârile amintite se reține cu autoritatea de lucru judecat faptul că 10 Apo Canale SAP are obligația respectării prevederilor legii serviciilor comunității de comunicare de utilități publice numărul 51/2006. Cu privire la tarife, neavând posibilitatea de a practica prețuri, tarife mai mari sau altele decât cele aprobate de autoritățile administrației publice locale, respectiv că încălcarea acestei obligații întâlnește elementele constitutive ale contravenției. De asemenea, prin decizia civilă 758/2015 a Tribunalului Bacău, se fac referire și cu privire la temenicia mențiunilor din procesul verbal, care raporta la gravitatea apelării și conduita apelantei de a nega permanent competența autorităților publice locale, în pofida unor hotărâri judecătorești irevocabile, care statuiază că ei se aplică prevederile legii 51/2006. Prin sentința civilă 2147/2014, rămasă definitivă, 10 Apo Canale SA a fost obligată să livreze în regim de continuitate apă potabilă în temeiul contractului 121/2008 încheiat cu Primăria Municipiului Onești. De la data facturării prețului nelegal și până în prezent, primăria a achitat către societatea amintită tariful legal aprobat prin HCV 62/2011. De asemenea, arătăm că asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice de pe raza municipiului, au achitat un preț considerabil mai mare, în care a fost de asemenea inclus și tariful practicat de Crap acolo. Din prețul încasat de pe raza municipiului Onești, 10 Apo Canale SA avea obligația de a plăti către Crap prețul de 2,10 lei pe metru cub. Nerespectarea de către 10 Apo Canale sau obligației de a achita către Crap tariful apei este o faptă imputabilă exclusiv societății, care a încasat de pe raza municipiului Onești, inclusiv tariful practicat de Crap și nu poate să aibă repercursiuni asupra cetățenilor din municipiu prin intervenirea furnizării apei. Notificarea 10 Apo Canale SA 281/2016 înregistrată la Primăria Onești, prin care se aduce la cunoștință faptul că furnizorul de apă Crap va proceda la asistarea apei în municipiul Onești sub pretextul neîncasării de la primăria prețului facturat, considerăm că reprezintă un act de constrângere din partea societății în scopul achitării de către autoritatea locală a prețului practicat nelegal, în condițiile în care încasează de la populație un preț cu mult mai mare decât cel legal aprobat. Pentru aceste considerente, având în vedere consecințele pe care poate să o aibă asistarea apei asupra populației din oraș, urmează să analizați necesitatea și oportunitatea sesizării instanțelor penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor prevăzute din articolul 207 Cod Penal cu privire la șantaj și a tuturor autorităților competente în domeniu. Da, mulțumesc. Înțeles că acesta este punctul de vedere al serviciului juridic. Da. Însuși și de domnul, și de executiv. Bun. Haideți să facem discuții pe acest punct de vedere. Aș vrea discuțiile să fie, să se refere strict la fapt, dacă s-a plătit sau nu s-a plătit de către dumneavoastră, dacă s-a plătit de către Crap, dacă este adevărat că sunt aceste datorii. Și dacă se întrerupe apa, ce modalitate vedeți dumneavoastră de a nu ajunge la această situație? Și aș vrea să facem o listă cu cei care se înscriu la cuvânt. Dumneavoastră, da, am înțeles, domnul director și domnul... Da. Lista se închide, să știți. Bun. Haideți să dăm cuvântul domnului director sau domnului. Ai vrea eu primul. Da? Bun. Bun. Bine ziua, dată lumea, dată consilieri. Mulțumim pentru ședința extraordinară care a fost făcută și am venit cu toată deschiderea și dragostea aici în Consiliu. S-a discutat probleme juridice și aș vrea să discut
numai pe partea juridică, după aceea domnul Hector Fântână o să discute partea economică și tehnică vis-a-vis de această situație. Noi de 18 ani suntem în municipiul Onești cu Consiliul Local într-o dispută și nimeni nu o clarifică, nici instanța de judecată, nici Consiliul Local, iar noi pe canal să zic că avem toată deschiderea să o soluționăm. Tot timpul am avut-o și avem în continuare. S-a discutat aici de prețul crabului. Stimați consilieri, hai să vedem de când a început problema municipiului Onești, să punem bugetul pe rană, că o lungim și pierde populația municipiului Onești. Deci totul a început când crabul a ridicat cu 300% într-o zi. Nu trebuie neglijată chestia asta. Deci aș vrea numai juridic, orice firmă, că e crabul, că e apă canal, că e primăria municipiului Onești, că e termonul, nimeni nu poate să cumpere un preț de 2,1 exact ca la ultima mână. Deci sunt orașe care dau 2,1 la beneficiar. Deci la beneficiar. Crabul într-o singură lună a ridicat prețul către apă canal cu 300%. Aici este problema. Dar Consiliul Local, ce a făcut la această situație? Spune, băi, hai să vedem, să discutăm totuși corect, că suntem o firmă privată, deci noi suntem vinovați cu statul una privatizat, da? Prin care cumpărăm și vindem. Orice preț de 2,1, 2,3 cu TVA, când intră într-un sistem tehnologic, există acele pierderi care niciunul nu poate să ne neglijeze. Noi nu cumpărăm cu 2,1 și vinim cu 2,1. Deci de la început, prețul apei de la crab, 2,1 înseamnă la noi în jur de 4,8-4,9. Deci aici e cea mare problemă. Faptul că acest NRSC care nu există în România, această autoritate națională de reglementare și comunală, nu există și face tot timpul numai interese. Deci nu spun ca să văd în altă parte. Vreau să spun că a aprobat totuși lucrat această 300%. Acum, în momentul de astăzi, avem aproape 400%. Pentru că la 0,6, la 2,1, s-a aproape 400%. Deci este preț în intrare în sistem, după aia urmează pierdere. Nu vă ascund faptul că crabul cumpără apă de la apele române cu 50 de lei 1000 de metri cubi. Dom'le, el cumpără cu 5 bani metru cub și o vinde cu un adaos de 4200. Degeaba dați în noi, în apă canal, ca distribuitori, când prețul la intrare este de foarte, foarte mare. Dacă mâine face crabul 5 lei, ar trebui să vindem apă în municipiul Onești cu 10 lei, cu 12 lei, cu 15 lei. Deci nu problema este la noi pe 30% cât are distribuția de apă canal, să priviți realist, adică nu vrea să discutăm discuții. Deci noi spunem, punem dreptul pe rană. Problema cea mai mare, când ANRSC-ul nu a avizat prețul nostru și ne-a dat o adresă prin care spune că nu suntem nici operatori și nici operatori economici. Noi cu adresa asta am mers tot timpul și am spus, domnule, această autoritate spune că noi nu suntem aia. Păi noi ce suntem? Suntem înseamnă un agent economic care facem prețul noi respectând legea în vigoare. Deci să ne uităm, domnul director Fântână a adus o componență de preț. Domnule, 70% este prețul crabului. Dacă vreți să auziți sau nu, deci este intrarea. Deci dacă el intră cu 70%, adică celălalt de orice a reduce un salariu acolo nu există. De când sunt de 18 ani în firmă ca acționar majoritar, odată n-am aprobat un dividend în agra extraordinară, toți banii care au fost la propunerea administratorului, pentru că eu respect administratorul și echipa de la Onești. Am făcut investiții, am recapitalizat firma pentru a putea să diminuăm pierderi. Deci am făcut tot ce am avut de făcut. E adevărat acum că prețul apei este scump. E adevărat că legislația este confuză. Zicea compartimentul juridic de penal. Nu există așa ceva. Deci noi nu suntem... Deci noi, dacă citește cineva titulatura ce înseamnă operator, noi nu ne încadrăm. Noi nu suntem în subordinea Consiliului Local Onești. Chiar dacă o repetăm de atâtea ori, haideți să punem degetul pe rană și să o rezolvăm odată. Am început discuții cu domnul primar, la inițiativa dumnealui. Dom'le, hai să... Cum o reglementăm? Transfer de acțiuni. Dom'le, dacă într-adevăr OAT-ul, zic așa, Onești, vrea să o reglementeze, do? Noi suntem dispuși. Dom'le, hai să facem transferul 100% de la apă canal către Consiliul Local Onești, intră în ADIP și dacă ADIP o să poată să dea cu 3 lei, cu 1 leu, cu 2 lei, e treaba lor. Nu se va putea, dar nu ne băgăm noi aici. Dom'le, acceptăm propunerea care a fost făcută de domnul Benea. Dom'le, avem 30.000 de euro să-i luăm de acolo. Ia-i, dar să nu uităm că crabul a ridicat 300% tot ca urmare unor fonduri accesate la Uniunea Europeană. Deci au făcut investiții, nu încasează nimeni 100%. Vine cu 70%, 30% e credit. Da? Deci oricum de asta au crescut și prețul în oraș. Tot datorită investițiilor și fondurilor acestor care toată mai vede numai fonduri. Deci dacă într-adevăr se dorește și eu și domnul Fântână, suntem pentru a o soluționa. Deci și de seară, și mâine, și avocații. Am făcut prețul, l-am tranzacționat, angajații, tot ce este. Putem să stăm la o masă rotundă cum e acum, să o rezolvăm.
Deci când noi o tergiversăm, crezi că mie nu mi-e milă de populația municipiului Ionești? Deci nu suntem într-o problemă, adică are cineva ceva de câștigat? Dom'le, tu nici nu poate dimineața până seara numai crabă dăm bani la apă. Păi cum să dai bani la apă dacă din 4 lei care e aprobat de Consiliul Local, să zicem, da? Eu trebuie să dau lui 4,50 sau 4,80. Este absurd. Este absurd, nu poți. Iar noi, din calcul economic, populația, o parte și chiar mulțumesc în numele tuturor, că a plătit, că dacă cei 75% din asociații nu plăteau, deci eram jar. Și gândiți-vă la un singur lucru, adică aș vrea să sufletești. Sunt oameni la capătul rețelei. Deci noi trebuie să avem și apă și bani de a repara o instalație, de a o trata, pentru că e populația și nu poate să fie. Discutam de dar astea sunt așa de aruncate. Deci noi ne facem treaba responsabil. Ne facem treaba responsabil, nu știm cum să mai facem, pentru că suntem încurcați și nimeni nu vrea să o deblocheze. Am fost la NRSC, le-am trimis să ridicăm prețul, le-am spus, domnule, este prea mare 300%. Și între ei spun, recunosc la fără să dea scris, este într-adevăr un mare abuz. Să ridici cu 400% prețul apei la intrare. Dar noi suntem operatori beneficiari ultimei rețele. Suntem numai în vederea redistribuirii. Adică eu discut mai la modul general. Noi nu suntem operatori. Nu-i vinovat nimeni că statul nu a privatizat. Totuși Consiliul Local Onești am casat din privatizare 18 miliarde. Dom'le, hai să punem deci operanță, să recunoaștem cu toții unii problema, cum e problema și din partea noastră, eu ridic mâna sub domnul Fătărâi, băi, găsim soluții, noi suntem pentru. De ce să mai rugim că e ăla, că e ăla, că e ăla? Deci noi acum problema cu prețul, să o scurtez, este vina mai anestiu și a crapului că ridica prețul cu 400% pe acolo. Au început într-o singură 300, după aia iar. Păi ce să facem noi? Ce să faceți dumneavoastră? Că ați avea o firmă, cumperi cu 5 lei, cu o vinzi cu 4 lei? Deci noi scutăm colateral, luăm o bucățică de articol de lege. Adică aș vrea sufletește să o rezolvăm. Deci mi-am aminte aici cu gânduri pozitive. Dom'le, orice propunere care face sens pentru ambele părți, le spunem da. Deci am înțeles. Asta-i mulțumesc. Nu ați achitat din noi. Aici vin eu. Aici vin domnul administratul societății. Bă, dumneavoastră, ce soluție găsiți? Ce soluție vedeți dumneavoastră? Mai avem procesele pe rol cu asociații, da? Deci știți că este o decizie definitivă anunțată de Curtea de Apel Bacău, prin care serviciul municipiului Onești are serviciul legal? Nu este irrevocabil. Este o sentință. Definitivă. Nu este irrevocabil. Nu este definitivă. E cu drept de apel, domnul Ionescu. Da. E cu drept de apel. Deci nu este definitivă. Nu, dar haideți să discutăm discuții. Deci sunt concret, da? Deci nu este definitivă. Apa municipală nu s-a putut înființa. Înregistrare. Înregistrare, mă. Care? La ce vă referiți? La societate. Apa municipală înființată? La ce asta vă referiți? Hotărârea Consiliului Local, prin care am aprobat înregistrarea serviciului. Nu, deci înființarea, cele trei hotărâri de Consiliul Local pe care dumneavoastră le-ați aprobat. Eu știu. S-a înființat apa municipală? Da. Unde? Aveți registrul comenzii? E vorba de hotărârea Consiliului Local. Dar nu cont. Dar discutăm pe chestia asta intermediare? Da, adică asta a întrebat domnul Ienec. A, întrebați-mă și vă răspund. Există, cunoașteți această hotărâre. Da, cum să nu? Bun, și dumneavoastră, ce soluție găsiți? Că păi am spus-o mai înainte. Inițiativa domnului primar de a transfera acțiuni dacă vreți. Deci dacă nu... Și de a domnului Dragoș Benea, domnul președinte. Am înțeles. Haideți să discutăm varianta. Să găsim soluții. Există undeva în lume doi operatori pe aceeași rază delimitată? Undeva, dacă spuneți dumneavoastră, dacă există undeva, să fie și apă municipal și apă canal. Undeva trebuie să numească. Haideți să vă spun, cred că faceți o confuzie. Operator, societatea apă canal nu este operator. Corect. Nu este corect. Corect. Nu corect. Sunt operator. Operator pe apă canal în municipiul Onești nu avem în acest moment. Da, dar există operator economic sau cine a făcut din istorie apa în municipiul Onești? Cu toți. Cine au fost putut? Discutăm pe lege și pe legile care sunt la momentul ăsta. Și de ce soluții avem acum? Pe soluțiile păi, singura soluție, inițiativa domnului primar, Alexandru, da? Dacă într-adevăr merge până la capăt, transferul de acțiuni 100% care și rețeaua să intre. Ca să cum a fost ca privatizare, cum a fost ca privatizare, n-am cumpărat de la FPS, FPS-ul a încasat bani și va trimite la Consiliul Local. Știm poziția. Da, aici vă spun. Nu, dar asta este. Hai să recunoaștem cu toții, deci să nu recunoaștem transferul. Eu vă întreb direct, ați încasat din privatizare 18 miliarde de lei Consiliul Local, cum ați întrebat dumneavoastră pe mine? Această discuție, că dumneavoastră ați cumpărat fiind cu ții rețele, sunt discuții vechi. Nu rețele, domnul Ienic, domnul președinte, domnul președinte, nu, domnul președinte, hai să facem o distinție. Domnul Găbgan, noi putem, Consiliul Local poate cumpăra
acțiunile de la această societate privată? Consilierul, valoarea acțiunilor sunt trecute și rețelele noastre. Au venit situațiile activelor și pasivelor. M-am documentat și poziția mea fermă referitoare la asta, cât timp voi ocupa scaunul ăsta, nu voi fi dispus să cumpăr rețelele Oneștiului, care din punctul meu de vedere sunt ale Oneștiului. Bine, o singură precizare, vă scuzați, domnul director, faceți precizarea că în situația contabilă a societății Apă Canal sunt prevăzute că prețul acțiunilor se regăsesc, dar nici în alt document juridic sau de la FPS nu există... Numai în valoarea contabilă. Numai în valoarea contabilă înscrisă de societate. Da, sigur că da. Scrisă de dumneavoastră. Da. Dar dacă luăm istorie cu celor 18 miliarde de atâția ani în urmă, puteți să ne explicați dumneavoastră foarte bine ce a cuprins. Dacă suntem sinceri cu toții, ce a cuprins acel 18 miliarde cu 20 de ani? Deci eu, raportul de evaluare poate fi pus la dispoziția Consiliului Local. A cuprins niciodată rețelele acelor 18 miliarde. A cuprins spații comerciale, a cuprins apartamente. Eronat. Deci, la baza privatizării, oricărei privatizări, deci foarte multe lume confundă activul și cu acțiune. Fac o precizare clară juridică. Deci nu sunt jurist, dar cred că sunt mai bun bine pregătit cineva. Când cumperi acțiuni, cumperi activul net contabil. Deci cum nu a spus instanța că n-am cumpărat rețele? Niciunul n-a spus că nu am cumpărat rețele ca activ. Să faci diferență între activ și acțiuni. Dar când cumperi acțiuni în societate, cumperi drepturi și obligații. Și atâta timp cât în prețul acțiunilor există și rețelele, deci lucruri de... nu există niciun fel de dubiu. Toate rapoarte care avem expertizi, în preț, nu contează cum sunt trecute, sunt în prețul acțiunilor. Înseamnă drepturi și obligații. Deci sunt drepturi și obligații. Domnul președinte, vis-a-vis de ce spuneți, cum vreau să discut acum? Orice. Există o hotărâre a mea de curs de casație, care în considerentele sale ne spune că în prețul acțiunilor nu se puteau regăsi bunurile ce aparțineau domeniului public. Fals! Spune-mi alta curte! Fals! O să vă aduc formele în alta curte, spune. Păi stați puțin să o clarificăm. Deci, în alta curte spune așa, nu s-au vândut bunurile, s-au vândut acțiunile, care înseamnă totalitatea drepturilor și obligațiilor. Hai să facem direct ce scrie în dispozitiv în alta curte, dacă e vorba de hotărârea de privatizare. Nu s-au vândut bunurile. La privatizare nu se vând activele ca piesă, că există alte legi de privatizare. Se vând activele ca de ei, fără drepturi și obligații și fără sarcini pe ele. Noi am cumpărat acțiuni societății de Apă Canal care au fost înființate de Consiliul Județean Bacău și au fost în subordinea PPS-ului, a statului român, din legile de atunci. Noi acum discutăm de legile de acum, da? Noi am fost privatizați în legea, în bază legii 58 și a 88. Domnule, am înțeles poziția mea. Deci asta este. Dar eu n-aș vrea, eu am spus că discutăm constructiv. Deci noi, eu ridic mâna sus și cu domnul Fântân, că noi vrem constructiv să discutăm. Dar ați ridicat, domnule, știți de aia, dar știți de hotărârea privatizării când ne-am judecat, știți de hotărârea la Curtea Supremă când ne-ați obligat să dăm activul și pasivul și am spus, n-ai aveți nicio calitate. Nicio calitate de a avea Consiliul Județean și PPS-ul. Deci, care nu ne spunem, da? Ce să mai spunem? Știm că domnul primar Lernaru a intervenit la înalta curte să câștige. Că a făcut... Nu discutăm asta. Dar noi suntem, nu ne-am fața lucrat pe juridic. Deci, n-are. Deci, eu pe juridic sunt dispus. Domnul Agustin, a plăcat domnul Lernaru. Nu v-am ascultat. Domnul președinte, probabil că în istoricul dumneavoastră, în dosarele dumneavoastră de acum 20 de ani, aveți România Liberă, unde pe pagina a doua ați apărut la lista numărul 3 și care spunea foarte clar ce cuprindea această privatizare a dumneavoastră. Acțiunile, domnul delegat. Domnul, ce înseamnă acțiunile a semnat una, i-a forțat, după aia s-au băgat ceea ce spuneți dumneavoastră acum. Inițial au fost spațiile comerciale, apartamente, nu e adevărat. Câteva... Am văzut lucrul ăsta. Mă scuzați. Am zis că n-am văzut aici, da? Da. Bun. Era director Neagu. Domnul Pivar, suntem la domnul Pivar, ca să facă o... Da, știu că au existat două procese. Știu că Apa Canal a solicitat intabularea stației de tratare și a stației de epurare. Și, din câte cunosc, instanța a refuzat, a respins acest demers, tocmai pe lipsa unor documente care să dovedească proprietatea asupra acestor stații. Și înțeleg, asta din discuții, nu știu, nu am văzut încă lista, nu am primit documentele, dar dacă ele sunt cuprise în lista activelor, e clar, e ceva nefiresc ca noi să putem să achiziționăm
niște bunuri care nu au, pentru care nu aveți titlul de proprietate și care, printr-o hotărâre de guvern, sunt trecute în, în proprietatea primăriei. Eu vă spun, lucrurile sunt simple și vreau să faceți și dumneavoastră un exercițiu de empatie, să vă puneți în situația noastră. Vedeți cum astăzi decurg lucrurile, vedeți cum instituțiile de control sunt cu ochii pe fiecare act de decizie asupra banului public. Și eu nu cred că cineva din sala asta, sau dacă este să ridice mâna și cedeți locul meu, este dispus să achiziționeze un bun pentru care cezentul nu are drept de proprietate, conform deciziei unei instanțe. Pot să fac o precizare? Fără realități. Deci o singură precizare. A zis domnul primar de această hotărâre. Eu am vorbit cu vechiul primar, cu domnul Nichina. Da? Și am zis, este o problemă încurcată cu proprietatea. Da? Știm foarte bine cum s-au făcut, știm foarte bine, poate și-a nu este vreo fisură. Noi ne-am făcut-o noi, a făcut-o statul român, dacă a făcut-o cineva, fiecare să treacă. Dar l-am rugat să facă revendicare imobiliară. Domnul președinte Iene a făcut și știe foarte bine. Ne-am judecat în instanță să vă recuperați bunurile pe cale legală. Hai să hotărați cu instanță, sunt ale mele sau sunt ale tale. Ce s-a întâmplat, domnul primar, la acest proces? Știți? S-a perimat. Da. De ce? Pentru că instanța, fac o precizare, vedeți să-ți putem până la capăt. Instanța a spus, onorată Oate Onești, de vină cu documente prin care să demonstrezi care sunt la baza hotărârii de proprietate. Nu ați avut niciun document prin care... Nu, e vorba de document de proprietate. Este vorba despre documente. Dar invers, nu ați avut document de proprietate. Eu am singur care poate să fac este expertiză. Eu cunosc foarte bine lucrurile astea. Nu, nici... Asta este un problemă că credeți că ne știți. E vorba de document de proprietate. Acolo s-a cerut un mac... Că scrie fiecare și eu la mine la fel, dacă își dau culpă... Era vorba de revendicare imobiliară, nu? Nu mai puțin, dați-mi voie. Deci în acel proces de revendicare, în cadrul acțiunii civile, s-a solicitat documentele care au stat la baza emiterii hotărârii de Consiliu 39 privind inventarul domeniului public. Întrucât la acea dată, din discuțiile avute și cu fostul secretar, toată documentația, în speță, raportul, expunerea și avizul comisiei au fost înaintate Consiliului Județean și ulterior Guvernului României pentru emiterea hotărârii de guvern 1342, în arhiva noastră nu au mai rămas acele documente. S-au făcut toate demersurile necesare pentru reconstituirea dosarului, nu s-a reconstituit. Din punctul meu de vedere, atâta vreme când ne aflăm pe instanță civilă în care se compară titlurile de proprietate și nu în contencios, în care se solicită actele care au stat la baza emiterii hotărârii de Consiliu, titlul nostru de proprietate este hotărârea Guvernului 1342, care atestă domeniul public al municipiului. Inventarul. Sigur. Acela este. Bun. Haideți, domnul. Și nu este necesară de o altă hotărâre de o hotărâre judecătorească. Acolo, din punctul meu de vedere, a fost o greșeală acea acțiune judecătorească. Ea a fost promovată în perioada când eram în concediu, a fost pusă Consiliului Local în mod greșit. Atâta vreme când suntem proprietari, inadmisibil să stăm cu titlul de proprietate în mână și nu putem să ne recuperăm bunurile. La ultima problemă, domnului secretar. Din punctul meu de vedere, este ceea ce spuneți dumneavoastră, în decurs de 60 de ani de când s-a înființat orașul Onești, dacă comunitatea, poate primăria, în orice an, din 1960 încoace, să arate că un singur bun în legătură cu apa, pe stații de tratare, epurare, rețea de apă, canal, cămine și toți ce vreți, armături, vane și tot, a existat o secundă în cei 60 de ani în cadrul primăriei și a plătit un amortisment la toate acestea. Și ați plătit cumva din bugetul local în vreun an, ați spus 2-3%, pentru că orice oraș din România care deține bunurile, în fiecare an, are 3% din bugetul local până în 5% pentru întreținere, pentru că era proprietar. Și un proprietar era obligat să dea bani ca să repare acoperișul de la Jevreni, să repare rezervorul de 10.000 de la Cuciur. Atâta timp cât 60 de ani, nici o secundă, nimeni n-a făcut lucrurile astea, nu veniți să-mi spuneți că numai unei decizii de hotărâri din Consiliu de Guvern, am trecut 4 rânduri cu 4 rubrici necompletate. Eu pot să le pun la dispoziție întregului oraș să vedeți ce ați făcut și ce inventariere. Dacă întreabă cineva și spune, arătați-mi o inventariere din 1972 sau 2015,
În fiecare an, legea inventariată îmi spune, spune la dumneavoastră. Pe chestia juridică a vorbit domnul, da? Am înțeles. A spus că nu, nu, da. Să înțelegem cu toți. Scaunul ăsta... Domnul director, dar le-ați folosit, le-ați administrat, aș câștiga bani pe ele. Deci normal, dacă le-ați folosit, să le și reparați, domnule. Domnul... Că dacă eu iau de la cineva un apartament, nu sunt proprietar, nu folosesc, nu schimb clanța, nu schimb ușa dacă se sparge. Eu am pus o întrebare. Eu am pus o întrebare și cetățenilor. Apă Canal a venit cumva să ia un serviciu sau o coloană de apă a primăriei? Întreb. A fost dat în administrație de 60 de ani. De cine? De cine, domnul director? De primărie. Nu! De Consiliul Județean. Păi nu, ca să înțelegem, că altfel nu, lumea pleacă. Consiliul Județean a dat în administrație. Da, haideți să discutăm despre această notificare. Nu a fost cu niciun interes, domnul primar, domnul consilier, pentru că dacă știți de acum 2 ani, când a venit acea catastrofă, 300%, eu am stat de vorbă cu președinții asociației, au venit domnul primar și alții de la CRAB, ne-am întâlnit în 3 ședinții cu 150 de oameni în sală. Și am precizat foarte clar atunci și am spus în felul următor. Ce înseamnă apă să cumperi și să vinzi? Înseamnă că, în toată România asta, pierderile în sistem, și nu că nu mai pierde, când discutăm de pierderi, nu discutăm numai de spărtura de azi din cartierul 6 mâini. Discutăm de pierdere tehnologică. În rubrica care am dat-o la toate asociațiile și toți locuitorii, le-am arătat în rubrica a doua, pierderea tehnologică înseamnă spălări de rezervoare, și noi avem 4.000, spălări de rezervoare de 10.000, apa respectivă o cumperi cu 2,60 lei, cum vă spuneam, și o aruncăm la trotuși, la cașe de mii de poziții. Avem spălări de coloane în fiecare an, pentru că apa, dacă staționează fără schimbul treinonești în blocuri, dimineața nu mai are clor și se depune pe ea. Avem spălări de coloane. Evacuăm. Avem întreruperi de la CRAB, care când încărcăm sistemul, avem aer în sistem. Dăm drumul la golit. Asta înseamnă apa tehnologică care societatea, nu noi am mărit prețul, îmi vine și spune că de mâine o trebuie să o ia cu 2,60. Ce înseamnă mai departe? Că la mine în oraș, și nu numai la mine, cumpăr 250.000, 260.000 de metri cubi pe lună cu 2,60 lei. Și vând 130.000. Pentru că pierderea de 50% are și Constanța, și Iașu, și Bacău, și cine vreți dumneavoastră. Numai că, dacă facem socoteală din prima, 2,60 lei cu cât cumpăr eu apa, acea enormitate cu 300%, un metru vine între mine, sus pe Cuciuri, și blocul dumneavoastră, sau primăria Onești, iar 2,60 lei în apă. Numai apa, factura de apă, era 5,20 lei. Cum să poată să plătească, conform hotărârii Consiliului Local din 2011, primăria și spitalul și care au mai vrut, cu 4,90 lei, când numai să plătești apa la CRAB era 5,20 lei. Eu am spus-o atunci, am spus-o la toată lumea și am spus, atenție, asociații, agenții economici, pentru că calculul l-am făcut inclusiv cu domnul director Găbureanu, este aici, inclusiv cu domnul primar Neghină, în care dânsii mi-au spus așa. Zice, domnule, din punct de vedere matematic, oricine ar veni din orice țară și lume, nu poate să ajungă decât la 5,20 numai CRAB-ului să-i plătești factura. Iar noi păstrăm un leu 60 aia care aveam din 2011 și formăm prețul de 7,33 cu TVA. Atât am modificat. Nu că în 2011 salariul minim pe economie era 670, că nimeni nu a zis cum domnul Fântână e 1050. Pentru că 50% a crescut salariul minim pe economie. Eu n-am intervenit, mi-a fost teamă, am spus, nu mă pricep să fac preț. Dar cele două componente erau obligatoriu de introdus ca să pot plăti. Și atunci, încă o dată spun, 75% din asociațiile din Onești, încep punctual acum, au plătit la zi 7,33. 25% de asociații, deci 25% din Onești, au plătit cu prețul respectiv. Nu vă spun că avem situația la toate asociațiile, exact care din ele nici nu au învățat să colecteze banii. Cu noi, fără noi, vor avea probleme. Deci asociații din oraș care n-au știut niciodată să învețe managementul asociațiilor bune, să-și strângă banii. Mai mult, facturile m-ar veni. Da, deci sunt asociații. Mai mult de atât, în mapa care v-am dat, cu un an înainte, domnul primar și domnilor consilieri, pentru că n-am avut ocazia în 18 ani niciodată să stăm o jumătate de oră împreună. La 2 ani odată, 5 minute. Da, 5 minute, la 2 ani odată, zicea, gata, lăsați domnul Fântână și treceva vot. Cam asta a fost, numai, cred că niciodată nimeni a zis și probleme mai aveți pe acolo. La... Bun, eu m-am invitat permanent la mine. Sunteți singura societate, să știți, care a fost deputat
Adică de ori aveam preț la trei ani. A fost. Dar nu contează, a fost. De aceea niciodată Apă Canal nu s-a îndreptat împotriva dumneavoastră ca și consilier local. Eu n-am venit în 2 ani să scriu un articol, un ziar undeva, că sunteți vinovați dumneavoastră. De ce? Pentru că uitați mai departe, în mapă, de ce nu m-am? N-am zis nimic din consiliul local. Primesc înștiințarea cu prețul. A doua, un an înainte de a face minunea cu 2014 cu prețul ăsta de 300%, noi înștiințăm crabul pentru că au fost 3 măriri consecutive făcute de crab. Numai că au fost micuțe, 2%, 3%, nu le-a mai trecut prin creștere, prin consiliul local în partea de pierdere tehnologică. Chiar era mică, ce conta 1,60 lei sau ce conta 1,62 lei. Și atunci am făcut o sesizare în Reșeu prin care solicităm ca aceste creșteri ale crabului să vină și la noi. Ce răspuns ne dăm în pagina a doua? Ne spune așa, având în vedere că se ceapă canale sau unești, nu se încadrează în categoria operator, nici în categoria operator economic, Serviciul de Alimentare de Apă și Canalizare, solicitarea dumneavoastră cu adresa numărul de aprobare a modificării tarifului, nu poate fi soluționată. Ei, când un an înainte noi primim că nu suntem nici operatori, nici operatori economici, ca să înțelegem cu toții, operatorul înseamnă că primăria, cum ar fi fost Oneștiu, să spunem, sau Bacău, care a avut, Oneștiu nu a avut, dar Bacău a avut serviciu din 1960, și rețele, și bunuri, și tot, ei s-au înființat în RSCO pentru societăți ale primăriilor. Doi, operatorul economic ce este? Operatorul economic este operatorul care, dacă o primărie consideră că serviciul de apă și bunurile, eu nu le mai fac, cum ar fi acum, să zicem, DPP-ul, dumneavoastră, sau Termon, dumneavoastră. Nu poate să, nu-l facem noi. Facem o licitație și dăm termoficarea, sau apa, sau salubritatea, o dăm într-o licitație unei alte firme care e specializată. Și putea foarte frumos să vină Constanța, Anonești, Iașu și așa mai departe să facă. Deci nu intrăm nici în categoria societăților care să avem delegarea serviciului. Pentru că delegarea serviciului, de fapt, prevede la punctul 1, prin înființarea ANRSC-ului, prevede să obții licența. La licență, primul punct, spune delegarea gestiunii de către autoritatea publică locală. Delegare care nouă luni s-a putut da niciodată, pentru că, într-adevăr, dumneavoastră nu putea să ne-o dați. Cum să îndelegi ceva, serviciul de apă nu a fost în 60 de ani, bunurile nu le avea, cum să îndelegi ceva ce nu am? Dumneavoastră mi-a zis de fiecare dată corect. Nu pot să-ți deleg serviciu, că nu l-am. Corect. Legal, domnul primar, cum ziceți dumneavoastră, că nu vreau nimic ilegal. Nu vreau nici dumneavoastră să pățiți nimica, nici domnul consilier, nici unul din sala asta. Și în momentul ăla ne întrebăm, asta era în 2013, și vine hârtia de la CRAB care spune prețul crește la 1,8 fără TVA, 2,6. În momentul ăla eu mai fac o adresă la NRSC, spune, dar nu vedeți că nu sunteți nici. Deci ANRSC în România s-a înființat numai pentru societăți ale primăriilor și celor care se scoată la licitații. În rest, noi atunci întrebarea era ce facem cu Oneștiu, pentru că la vremea respectivă a doua zi ne trebuia să dăm apă în oraș. Noi aveam bătrâni și bolnavi în case, noi avem copii la grădinițe și crești, noi avem spital, că de aia ne-am oprit. Am oprit cumva în 2 ani de zile de când nu mai crabă. Că eu doar cu de-astea, ocazionale, 2 ore, 3 ore, dăm drumul mai departe, ne facem treaba. Și la dumneavoastră n-a venit niciodată să vă acuz. Domnule, dar nu mi-ați dat preț. Păi dumneavoastră nici nu aveați cum să-mi aprobați preț. Că ANRSC-ul trebuia să-mi dea aviz de preț. Și ANRSC-ul spune, nu ești nici de la, nici de la. Perfect. Cine sunt eu? Întrebare. Mi-am pus întrebare. Păi cine suntem noi, mă? Totuși născuți în 60 de ani, facem apă în oraș, dăm drumul la apă și cine suntem? Păi până la urmă ce sunt? Un agent economic care cumpără apa la un preț și trebuie să o vândă în așa fel să-i asigur celui la care cumpăr, să-i asigur să-i plătesc factura. Pun mai departe în mapă, la vremea respectivă de acum 2 ani, nu discutăm astăzi, pun în mapă mai departe fișa de fundamentare a prețului care o aprobase Consiliul Local Onești dumneavoastră. Pun exact fișa asta care o aprobase în 2011 cu o rubrică separată alături, o vedeți, în care pun ce pun la poziția 1, pierderi de apă în activitatea de transport, de la 0,98 cât era prețul la apă în 2011, când noi am fost aici împreună, era 0,68 de lei, metru cub de apă, de la Bacău, ne dădea cu 0,68. Și aveam 0,90, un leu cum ar veni. Tehnologică, apa tehnologică era un leu. Ne trezim cu 2,6 lei, care ce face? Îl analizăm și îl introducem doar pe acesta în preț. Păstrând toate celelalte componente din preț, energie electrică, salarii și tot, păstrând la fel. Ca să putem plăti acesta. Stau de vorbă cu președinții asociației, ne-au invitat, ne-am întâlnit de 3 ori cu toții, am explicat la toată lumea și am zis așa. Eu vă solicit din punctul meu de vedere, pentru că și eu sunt oneștean și eu trăiesc la bloc și la mea apă, ar fi bine să plătim, pentru că dacă nu vom plăti, Consiliul Local nu poate să ne dea aprobare de preț. Corect.
Nu poate să-mi dea. Pentru că n-are aviz. ANRSC-ul spune nu sunt nici de la, nici de la. Și atunci, ce fac după două luni de zile în care vă dau mai departe tabelul următor, în care ne mai zice o altă companie, v-am pus-o și pe aia, că ne mai mărește toată prețul la 1,86, da? Și vă dau două facturi. Și o dau la toată lumea de acum 2 ani. Dar vi le-am dat și dumneavoastră ca și formațiuni politice, pentru că, într-adevăr, e o problemă, zic eu, deosebită. În luna ianuarie 2014, noi facturam în oraș prețul ăla micus care era 4 lei. Din 4 lei care era la vremea respectivă, eu aveam 1,58 lei. Mă trezesc că vine prețul de 7,33, în care eu tot 1,58 lei, domnul primar, am. Cum ar veni? Și alt exemplu la vremea respectivă, e Eugenia sau cu Roșia. Ne învățăm, mergem la piață că e 1,50 lei, din care el la cumpără cu 1 lei, Roșia 50 își pune el, ca să întrețină acolo lumina și tot ce e. Și după un an de zile, îi trezim, îi zice, își vede 3,50 lei. Păi am zis, bă, dar 3 lei, nenorocitule, adică eu am care... Nu ți-e rușine, nu vă mai săturați. Prețuri mari, revoluții în oraș, meeting-uri, nu plătiți, nu plătiți. Chestii de astea. Deci, astea ne confruntăm noi ca societate. Și acolo cu salariați, cu tot ce vreți, votanți, oneșteni, da? Eu ce fac? Zic, domnul, nu vă supărați. Uitați, dar eu n-am mai cumpărat cu 1 leu, că de la tecuci mi-e dă cu 3 lei. Eu tot 0,5 mi-am pus. Deci de-aia iese 3,50, că prețul deja eu le-au cu 3 lei. Doamne, nu mă interesează, nu discut nu știu cum. Surpriza mare știți care a fost? Și vă spun pe bune, pentru că undeva se putea acum un an jumate să fim în aceeași întâlnire. Deci notificarea asta, eu n-am trimis-o cu să vă... Cum ați zis, dacă e înțeles așa, cu scuzele de rigoare. Eu v-am trimis-o și o să vă explic cum v-am trimis-o și în ce sens. Pentru că era trebuia să o anunț. O notificare venită în 2 ani zile. Dar am precizat la asociație și la agenții economici la vremea respectivă, le-am spus așa. Dacă nu vom plăti la prețul de 7,33 și l-am arătat cu domnul director și domnul director Găbureanu, că aici mă oprisim, ne-a spus și domnul primar Neghină, domnule, din punct de vedere matematic erau 3 adunări. Nici nu v-am pus în mare lucru, nea, mamă, ce profesori eram noi. Mi se pare corect. Dar numai că nu aveți aprobarea Consiliului Local. Păi zic, eu nu am cum să am, uitați hârtiile, cum vin. Nu ești nici de la, nici de la. Ce sunt? Să-mi pun prețul, să putem funcționa și să mergem, domnul primar, domnilor consilieri, să avem continuitatea serviciului, ceea ce mi-o doresc și astăzi, și astăzi, să meargă. Trec de aceste două facturi și arăt, am dat la tot orașul. Nu e o hârtie, domnul, inclusiv ca de sarcini în care este, dacă vreau să zice sfârșit atât de bine, nu l-ați avut niciodată mână. Eu vi-l dau personal, domn director. Și vi-l dau la 4 luni personal. Să vedeți ce scrie în care parcă l-am făcut eu. Eu, fântână, corner, am trecut în prețul acțiunilor, valorile alea. Nu discutăm alte subiecte de conflicte între, de interese de acum 10-15 ani între diferite grupuri. Eu vreau să mă refer la apă, dar am de sunt director acolo. Și dau factura și le arăt. Uitați-mă, băieți, în ianuarie am primit factura de la CRAB, verificați la CRAB, am primit factură de 3 miliarde jumate. Ia uitați ce factura am primit în februarie. Când dumneavoastră spuneți în oraș că să nu plătim, sunt 7 miliarde. Și le dau cele două ori sau filmul, da? Eu nu puteam să trec în factură la asociațiile, nici la dumneavoastră, nici la asociații, nici la agenții economici, nu puteam să trec prețul de 7,33. Îl discutați. Numai că eu trebuia să, ce să fac? Să adun aga, să spun acționarilor societății că așa e atribuțiunea administratorului unic, domnule, am o problemă. Ia întâlniți-vă toți, veniți și SIP, Moldova, și stați să vedeți. Eu nu, ca administrator, asta a fost discuția, domnule, cum să vă spun, pe familie, pe... Eu, fântână Cornel, plec, mă retrag, eu nu am curaj să modific din fișa de fundamentare care v-am pus aici și celelalte rubrici. Eu nu mă pricep la energie electrică, care e componenta. Eu nu mă pricep la CAS, FORC, nu știu cât, la redevențe anuale, prostii de astea cum s-a trecut de aici. Dar la apă am hârtie de la CRAB că trebuie să o trec exact cu prețul ăla. Cu ăla am trecut. Și continuăm cum? Două luni de zile consecutive se pot vedea martie și aprilie. Societatea Apă Caral intră în pierdere cu 3 miliarde de lei pe lună, pentru că cele 3 miliarde eu v-am facturat două luni la rând tot orașul, toate asociațiile, cu prețul vechi, ăla din 2011. Numai că eu primeam facturi de 7 miliarde jumate. Le primeam. Și facem aga, că știți cum e aga. 30 de zile s-o publici, încă 30 de zile eu trebuia să ajung să facturez și după 45 de zile de să-mi dea locuitorii. Și, încă o dată, nu că flatez, dar am avut 75 de asociații din 102, care, domnule, top. Nu că vă spun, nu am de lăuda nimica, că vă arăt și de top de asociații de proprietari. De cei care au plătit cu... Au plătit, crescut. Domnule, pentru că dacă nu plăteau, păi da, nu plăteau, poftim, nu plăteau o lună, am intrat cu 6 miliarde. A doua lună, a treia lună, a patra lună, era ședința de azi, notificarea de la CRAB,
și eram acum un an jumate cu aceeași notificare. Nu era altă diferență. Ce facem de mâine era problema. Ce facem de mâine? Și acum, deci, ce facem de mâine? Acum vă spun mai departe ce am făcut eu. Deci, da, mai am o hârtie eventual ca facturile de apă. Nu, nu. V-am dat și un tabel, l-am făcut în premieră astăzi, special să-l avem, mă ajută și pe mine, să vedeți evoluția prețului, așa la dumneavoastră, la Consiliu, cum s-a aprobat, din 2011 până astăzi. Evoluții cu canal, cu apă, cu preț. La ora actuală, astăzi în Onești, prețul ni se spune prin Facebook, pe presă, pe cel mai mare preț la apă din România. Da? Așa e. Fals. 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 Păi să vă spun de ce e fals. Pentru că nu, ăsta e prețul. Nu. V-am arătat de ce s-a făcut prețul și cum s-a făcut. Nu că apă, canal a trecut undeva. Știți de ce e fals? Pentru că dacă aduni apă plus canal, omul acasă când facturează și plătește întreținerea, plătește apă plus canal. La noi canalul este cel mai mic din România, că n-a zis nimeni asta, că dacă zici cel mai mic din țară, ați venit la Constanța, ați venit la Buzău, ați venit la Târgoviște, știi că eu le știu exact. Și cât au? Păi el are 5 lei la apă, 5 lei, dar are și 4,50 la canal. 9,50 lei. Uitați-vă la prețul adunat la acolo. Mai mult de atât, ca să știți, nu faceți prețul la canal când adunați metru cub la canal cu 1,80 lei cât am eu. Adunați-l cu 85% pentru că Consiliul Local acum... cred că Consiliul Județean, cum era la vreme, au considerat că în Onești să avem 85% plătit canal populația, agenții economici 100%, iar populația 0,85%. Au considerat că să facem mâncare, să mai aud o floare, să mai aud ceva și nu toată apa ajunge în canalizare. Și atunci 85% din prețul de 1,9 și cu prețul la apă, total 8,0 care este astăzi, ca să-l știi, adică să-l, am spus-o și pe asta. Nu întâmplător. Mai departe, ce am făcut pentru această notificare și să vă explic cum am trimis-o la dumneavoastră. Să nu credeți că suntem siguri, domnul, că am șantajat. Am trimis la toate asociațiile din Onești, pentru că era firesc și către primărie să trimit, și către RAFO, și Chimic, și Panimont, Moscova, că fac reclamă acum. Nu, către toate societățile mari din Onești, să le spun că am primit această notificare. Nu era din vina că astăzi, dacă era, nu veneam la dumneavoastră. Toți mi-ați fi dat bani, inclusiv dumneavoastră, domnul primar, la nivelul de 7,33 ca să putem trăi, să putem să mergem în orașul ăsta. Și eu am furat banii și n-am trimis bani la CRAB. Păi la mine se poate vedea, lună de lună, cum asociația mi-a dus, cum a făcut plăți în fiecare zi la compania de apă. Cât aveam? Numai că, după 2 ani de zile, cele 75 de asociații și 95% din agenții economici la care, nu că mulțumesc, au înțeles problema. Nu că n-avea Consiliul Local. Aia, ce vine domnul Fântână, noi la dumneavoastră n-aveți și noi vrem cu 4 lei. Păi nu așa, domnule, spunea problema. Mai puteți merge sau nu? Ne oprim. Bun. Am înțeles. Bun. Păi nu, dar chiar așa spune. De când aveți restanțe la treaba? De când aveți? Restanțele? Ce s-au întâmplat? Și acum ajungem la bani. Ce pot să lună? Primăria Onești a facturat cu 4,90. 4,99 mi-a făcut refuz. Trebuie să cunoască toată lumea că toate facturile care au plecat din 2014 de la noi au plecat cu prețul de 7,33 pentru toată lumea. Inclusiv primărie, inclusiv bugetar, inclusiv agent economic, inclusiv populație. Eu nu am un exemplu în care să fie, mi-e la teamă, fac evaziune fiscală, nu ne jucăm cu TVA-urile, adică eu vin cu un preț mai mic decât prețul normal, pun TVA la o valoare mică de 5 lei cum voia primăria și eu scot TVA de mic. Eu trebuia să scot TVA-ul după un preț corect după lege. Tu trebuie să pui aia și să faci TVA-urile. Și nu să bat TVA-urile, să fac eu pușcării. Nu mă apuc. Și atunci am primit refuzuri. De la un număr de asociații au obținut și ordonanțe prezidențiale, la fel și primăria Onești. Când am transmis lucrul ăsta la CRAB, a zis, bă, dar ce e acolo? Vă credeți-mă, o să avem discuții la masă comună la... și cu CRAB-ul. Și o să vedem, cum adică ordonanții? Nu, noi vrem să plătim cu atât. Nu plătiți. Hai să terminăm cu meeting-ul și cu asta. Și atunci al asociației, adică mă pot întâlni cu ei încă o dată, cu toți. Ne-am întâlnit de 3 ori. Mi-a spus, atenție mare, va veni ziua în care eu ca societate voi plăti ce mi se dă. Și la un moment dat mă va bloca pe mine CRAB-ul. Nu pe dumneavoastră, că eu nu am închis apă, că nu am închis de apă la Onești. Și am primit această notificare. De ce? Pentru că 2 ani de zile, cu banii care am primit de la agenții economici 100% și cu 75 de asociații, am putut să ducem Oneștiul până astăzi. Aveți notificarea dumneavoastră de la CRAB? Notificarea v-o trimit prin fax la primărie astăzi. Deci nu am, că n-am, știu când adică. Am în schimb ce? Și atunci, am dus-o, putea fi acum 6 luni, aceeași situație. Acum un an, acum 2 ani, atunci, pe loc, la 3 luni, 4 luni. Atunci, problema... Ținând cont de mesajul și domnului Benea, care vine și spune acum o lună, domnule, Oneștiul pierde 30 de milioane de euro.
Eu ca cetățean, până la urmă, ca omul din societatea pe canal, a zis, domnule, nu vă supărați, chiar mi se pare interesant ca Onești și bine pentru Onești să aducem aceste fonduri în care să facem stația de depurare care nu s-a făcut, că tot așa din vina noastră. Ce să spun, mă doream cap. Parcă am făcut ceva. M-am angajat că să fac stația de depurare și din cauza mea nu. Putea să o facă Consiliul Județean, să o exploateze și noi să dăm apa la, în stația respectivă. Dar nu ne băgăm. Aici, da, mai e și politică, mai sunt și diverse. Eu n-am făcut politica firmă în 18 ani cu nimeni. Și ce facem? Notificarea. Vă anunțăm că și din cauza restanțelor, că la mine în contabilitate există, la primăria Onești și mai mult de atât, Spitalul Municipal Onești, că primăria Onești are undeva la nivel de vreo 2 miliarde, 2 miliarde și ceva diferență. Dar Spitalul Municipal Onești are vreo 3 miliarde jumate. Păi, și ce să fac? Am rămas, chiar vă rog să vă interesați la compania de apă din Bacău. Ianuarie 2014, Societatea Apă Canale sau Onești, cu dumneavoastră împreună, că buni platnici din dumneavoastră a fost ani de zile, unii au fost. Eram la o lună și jumate, domnul primar, domnilor consilieri. Deci, la 2014, în ianuarie, Societatea Apă Canale avea datorii la o lună și jumătate. Astăzi, după nu plătim, plătim cât vrem, când aveți aia, când aveți cealaltă, suntem la 5 luni. Câte datorii aveți? Ce datorii aveți? Notificarea o să vă trimit. Notificarea vine că... Păi, stați suntem. Sunați un pic la... Nu, știu sumele. Dar sunați să... Notificarea să vă trimită? Da, nu-i problemă. Da, ce asta e problemă. Dați-mi un telefon, doamne Picor. Ca să continuă. Dați-mi un telefon și nu-i problemă notificarea. Exact cum arată. Anul trecut, eu eram obligat, nu dumneavoastră ca asociație, noi între noi și asociații tot timpul facem câte un protocol de reșalonare la plată. Ne-am înțeles cum ne-am înțeles în 3 luni, în 5 luni, cu un agent economic. Anul trecut am fost chemat, normal, după un an de zile de funcționare în felul ăsta, am fost chemat la CRAP și a zis, domnul Fântână, ce facem cu datoria asta? Păi să facem un program de reeșalonare, cum făceam și eu. Și am făcut reeșalonarea la plată cu CRAP. Nu am putut să mă țin de ea, pentru că a început să strângă din ce în ce mai mari datorii. Iar astăzi sunt la 5 luni. Ce înseamnă 5 luni? Vă pot spune, nu e obligatoriu. Eu n-am respectat protocolul cu cele 2 luni de zile în care aveam 6 miliarde de lei. Aveam protocol să plătesc 1 miliard pe lună, plus factura curentă, cum facem și noi între noi. Ei, n-am putut să plătesc un miliard. Am plătit 500 de milioane în fiecare lună. Am rămas din partea asta altă cu protocolul din luna respectivă, nerespectat. Și atunci care mă vine spune, notifică societatea cutare pentru datorii, dacă nu mă șer, undeva de vreo 6-7 miliarde de lei, 6 miliarde 900 sau ceva de genul ăsta. Nu-i pentru toată suma de 5 luni, pentru că și noi avem. O lună de zile la 45 zile trebuie să plătim ca și dumneavoastră la asociație. Avem aceleași legi, până la urmă. Și atunci, 7 miliarde de lei. Eu fac notificarea, nu cu, vai, dacă nu dați bani, mâine Onești pică. Eu m-am dus la Bacău, joi am negociat deja, nu asta, azi luni. Eu joi am fost la CRAB, am stat de vorbă ce am făcut eu, care devin, cu directorul CRAB-ului, domnul director. Situația în Onești este clară, nu este neclară. Unii au ieșit și au ieșit că nu trebuie plătit cu atâta, vor doar cu atât, că asta e situația. Am asociații care au dat în judecată că nu-i bun presul, că eu nu am ANRSC. Când ANRSC-ul spune, nu sunt nici de la, nici de la. Nu ai hotărât Consiliul Local, când Consiliul Local, adică dumneavoastră. Nu aveți de ce să-mi dați, că nici nu aveați de ce să-mi dați. Da? Și în condițiile astea trebuia să asigur continuitatea. Ce facem în cazul ăsta? Vă rog să mă credeți când întrebați, să-l sunați eu, nu mi-a dat niciun răspuns joi. În condițiile astea, luni, o să ne gândim și o să vedem ce facem. Luni dimineață, normal că l-am sunat. Pentru că ați făcut această plângere, notificare. Da. Nu cu intenția de a șantaja pe cineva, ci cu intenția de a duce la cunoștință. Dar bineînțeles, domnule, cum am făcut-o și situația în care sunteți și ce măsuri propuneți. Și ce am făcut astăzi? Vă citesc. Ce am făcut eu? Noi, ca societate. Am făcut așa, către compania, ca să puteți să vi-l las, adică l-aveți la mapă, l-aveți la mapă, da. Scriu așa, în urma notificării, dumneavoastră, numărul cutare din data de, având în vedere următoarele motive, scriu niște motive, eu sunt cel care să mă duc să negociez cu CRAB. Scriu, prețul facturat de 10 apă canal nu a fost achitat integral de 30 de asociații de proprietari, 102, că ăsta e adevăr. Nu l-am. Primăria Onești, Spitalul Onești, Raful Onești, Raful, după ce că Raful e singurul agent economic din Onești, vorbim între noi. După ce că sunt vai cum sunt și nu ce, mamă, ce oficiu juridic, nu aveți aprobarea NRSC, eu nu aveți cutare. Bun. Astăzi, mai scriu din motive, din următoarele motive. Primăria, unele asociații de proprietari au obținut ordonații prezidențiale. În situația în care le-au dat cum le-au dat, că nici nu știu pe ce le-au dat. De acum nu poate fi debranșat.
domnul director Răzvan Veni, când a auzit de chestia, zice, n-am înțeles. Păi voi credeți că vreodată Onești va ajunge în grab? Discutăm așa, că suntem acum. Va ajunge vreodată în grab la mine cu ordonanțe prezidențiale? Noi facem haiducie? Nu, niciodată. Deci asta se termină. Și doi scriu. Pentru astăzi, anunț și eu că astăzi la 29... Justiția avem... înseamnă democrație. Dacă am înțeles. Nu, dar nu luați în sensul să greșesc, nici să denigrez. Da. Și zic astăzi 29, mai trec una aici repede, la ora 13 suntem prezenți în Consiliul Local Onești pentru a găsi soluții pentru deblocarea situației. Da, ce să scriu? Mai departe zic, vă solicităm încheierea unui protocol din eșalonare. Ce să cer? Cum cer și asociații la mine, așa cer și eu. Mai departe. Considerând că într-un termen de 2-3 luni de zile, apă, canale sau Onești va fi preluată de către primăria Onești, negocierile începând acum 3 săptămâni. Pentru că au început negocierea acum 3 săptămâni să găsim soluții în așa fel încât, într-adevăr, apă canalul să poată să ajungă salariații, bunurile care le are dacă se dorește să le ia, să nu le ia bun de escavator, că nu de la crab. Pot pleca și în pijamale oameni din Onești. Fără nimic așa. Cu, și de mâine să facă apă în Onești. Că nu o să le trimită crabul mașinății fundar canale sau dar. Eu am pus-o ca problemă tehnică pentru că dotarea societății în ultimii 15 ani de la privatizare este de aproape jumătate de milion de euro. 4 punte de excavatoare, noi 9 mașini, spunea canale, vidaje și toate celelalte, ar trebui colectivului din Onești, indiferent care ar fi. Primăria Onești face serviciu de apă, de mâine are nevoie. Că fără astea, fără șufă, fără putare, mâine... Deci aceea soluție o prevede și dumneavoastră, vânzarea acțiunilor sau... Mi se pare, adică, de exact cum a pornit, așa a pornit legea. A pornit așa, se întoarce așa. Nu discutăm de bani, de preț, pentru că în momentul un evaluator nou, ne trebuie un evaluator agreat de dumneavoastră, care să facă o valoare, că acum, și cât costă, dacă eu nu mai așa din orașul, dar cât vreți, băi, nu-i din fruțele aici, măi, să se facă, după aceea se negociază, ne întâlnim, dacă urgentă. Ce spun mai departe? Pentru a nu perturba funcționarea activității de furnizare a apei din punct de vedere tehnic, pentru că eu cunosc ce înseamnă să facă crabul oprire la apă în Onești, cunosc ce înseamnă să facă crabul o oprire de 8 ore, să ne dea program zice de 8 ore, că prin lege poate să facă asta. Ne asigură o treime din cantitate și la revedere. Și noi fixăm între noi la cât o dăm, de la 8 la 4 după amiază, când zice. Numai că din punct de vedere, eu am trecut aici de vedere tehnic, știu foarte bine că aceste manevre se fac deosebit de greu. Reglaje de finețe, debitele noi se încapă din coloană, de aia nu avem apă prima oară când se oprește avaria, Oneștiu, și ultimii intrăm pe sistem. Și atunci știu ce înseamnă. Nu poți să faci un reglaj mie să-mi dai că eu cer acum 100 de metri cum pe oră. Păi și el de la Cărăboaia ajunge la Onești cu... Și atunci crapă coloanele și la el, și la mine, și la... Domnul, și... haideți, vă rog, da... Și scriu aici, pentru a nu perturba funcționarea clăției de furnizare a apei din punct de vedere tehnic, dar și pentru a evita nemulțumirea și haosul care se poate crea din partea celor care au plătit la zi. Deci nemulțumirea celor care au plătit la zi, și sunt 75% populației multă care a plătit corect și agenții economici. Vă solicităm și punctul dumneavoastră de vedere, să fiu și eu gentleman cumva, că eu ce să mă zic acum vreau așa eu și numai cum vreau eu. Și punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumim pentru înțelegere, bun. La ora 12, la ora 11, astăzi am stat de vorbă cu directorul Crabului prin telefon, a primit faxul, l-a citit, am stat mâine dimineață la ora 10, la ora 9. Ne auzim la telefon, să vedem o oră care e convenabil, în care să mă duc la Bacău și să fac toate demersurile pentru ca să închei un nou protocol de reșamare la plată acestor datorii. Pentru că de ele nu ne iartă nimeni. Nu că e glumă, hai să glumim. Nu ne iartă nimeni pentru că ăsta e prețul. Fixat de Consiliul Județean Bacău, aprobat de Consiliul Județean, domn președinte. Deci, cu asta, deci, asta e soluția, cam asta voi încerca să mai presa aici și oneștenii. Eu prin asociații m-au sunat continuu vineri, sâmbătă și duminică, să nu credeți, mi-am transmis că na, noi suntem cei care apă canal, discutăm cu crabul pentru că ar fi o chestie extraordinar de rea și din punct de vedere tehnic, dar și uman, ca să facă lucrul acesta. Da, două chestiuni vreau să aduc în discuție. Referitor la preț, eu văd aici două aspecte. Consiliul Local, fără ANRSC, e clar că nu poate să aprobe un preț. Asta ar însemna un act ilegal și bănuiesc că nimeni nu s-ar încumeta la aprobarea unui alt preț decât cel care este aprobat în momentul de față prin Consiliul Local. Să plătim un preț mai mare decât cel aprobat de Consiliul Local, iarăși nu se poate, curtea de conturi vine, constată diferența, o impută persoanelor care au
coordonatorului de credit și a persoanelor din aparte specialitate care au efectuat plăți. Pe baza unui calcul matematic, situația duce clar spre insolvență pe termen mediu, din măcar nu. Din punct de vedere, ce spunea și domnul Benea, că zice pe luam cu lacătul, mie nu-mi plac chestiile astea, adică hai punem lacătul, că vai pun lacătul pe firmă. Dar știți ce? Nu. Am auzit-o și în conferința de presă, acum o luni de zile, că ai lăsați că până la urmă intri în faliment. E bucuria nebunului. Adică era bucuria să intri în faliment? Bun. Nu, asta e clar. Intru. O să asociați, o să zică, bravo, am câștigat procesul de 499. Perfect. Nicio problemă. Nu, dar intrăm, da. Să presupunem ce la faza de faliment. Ne gândim la că nu sunt insolvență, în reorganizare. Automat vine un executor, cum se cheamă? Un administrator sindic, așa? Vine, preia și spune. Preț atâta, nu reorganizez așa firma. Până la urmă, nu asta era ideea. Ideea este finală, că 30 de milioane de euro, că să știți că asta ne ține cel mai mult. Este acționarul majoritar aici. Nu este acționarul total. Că dacă era total și avea 100% din acțiuni, spune acum. Mai eu vă dau cu 50%, 30%, nu-mi dați niciun bani, un euro. Nu. Acționarul majoritar am stat de vorbă și am zis, nu ne putem juca nici noi ca societate, eu ca individ care sunt crescut în orașul ăsta, când e vorba de 30 de milioane, și cred că nici consilierii locali și de formațiune politică de onești. Nu cred că ne putem juca. Și atunci, cu cât mai repede demarăm în așa fel să luăm, nu că eu pot să rămân în faliment, dar ce e singurul din altă dată? Da, da, tot unul, da, caro, m-a dat cu taia. Rămân. Ce se recuperează, se recuperează și acela, ce nu. Inclusiv m-am interesat, că nici nu știam, mi-a spus domnului de la CRAB, mi-a spus domnul director, nu vă supărați, dacă intru în insolvență sau în faliment, nu avantajează pe nimeni. Pentru că legile spun, că eu mă pricep la justiție și fel. Spune că se face licitație pe bună, te trezești că clubul de excavatoare îți recumpără unul din Râmnicu Vâlcea. Haideți că nu am. Ca idei. De aceea noi... Eu ce vă spun este că voi pune la dispoziție Comisiei Juridice și Consiliului Local documentele pe care le-am primit dumneavoastră în sensul continuării acestor negocieri și a stabilirii unor măsuri care să deblocheze situația. La fel, în funcție de volumul de documente și de timpul pe care dumneavoastră îl consideră necesar pentru studiu, putem să stabilim și un termen împreună cu colegii din Comisia Juridică, Consiliul Local, aparatul de specialitate, în care să trasăm planul de măsuri concret și avem cumva și o obligație pe care ne-am asumat-o public în ședința trecută de Consiliul Local Ordinar din februarie, ca în ședința ordinară din martie să venim cu acest plan spre aprobare și atunci să știm exact pe ce direcție mergem. Da. Dacă îmi permiteți, o precizare care e interesantă. Ce a domnul director Topa, domnul consilier? Nu, ca o propunere, suntem acum cu David, ce a zis domnul primar. Da? Domnule, că astea nu sau dumneavoastră, nu facă-ți proprietate. Domnule, orice se discută. Deci dacă noi suntem la masă și avem bună credință și vrem să rezolvăm o problemă, nu înseamnă că nu putem să găsim subvenție. Asta ne-am hotărât din guvern. Cât trecut, cât nu trecută, nu fac obiectul. Astea fac obiectul, astea nu fac obiectul. Adică, discutând, putem să găsim o modalitate. Deci nu să fim poticnim pe aceeași chestie 20 de ani învechită. Voi stai cum sunt alitate, stai că sunt spațiile și toate interesele care sunt. Putem să găsim un aranjament juridic prin care, legal, păi, nu mai fac asta, că deja eu am în hotărârea de guvern, da? Asta nu mai fac obiectul cu care, deci orice propunere care face sens pentru ambele părți, băi, putem să o deblocăm. Deci nu trebuie să stau fixist, adică nu vreau să spun ceva, dar parcă de 18 ani am auzit, o spațiu, alea fiecare au avut, trebuie să mai spații comerciale care praf soresc de ele, sau aia. Nu, hai să suntem la o chestie corectă pentru apă și să găsim o soluție de ambele părți. Interesul comun este acela de a furniza în continuare servicii, indiferent de către cine și cum, în municipiul unei servicii de apă și canalizare de bună calitate, de, eu știu, de a păstra niște locuri de muncă pentru angajații care le servesc, adică să păstrăm niște locuri de muncă bine, niște oameni bine pregătiți pe funcțiile, cel puțin pe funcțiile cheie care de servesc acestor servicii, eu cred că suntem pe același... Iar insolvența la o firmă de lucrări nu prea merge. Deci la apă nu prea merge, pentru că... Eu n-am spus că doresc, nu, dar nici nu merge legață. Deci chiar dacă încearcă... Eu zic că trebuie să avem grijă să nu ajungem acolo. Domnul primar, deci noi când plătim zi de zi bani la CRAB, CRAB-ul nu poate să-i bagi în faliment. Deci nu permiteți să fie 60 zile nicio plată, adică noi plătim miliarde, deci nu se poate intra în faliment sau în insolvență, adică să uitați varianta asta. Dacă. Deci dacă tot eram la capitolul propuneri și domnul secretar are făcut totul. Haideți să facem o situație de compromis. Dacă dumneavoastră
părerea mea și sincer niște am discutat și cu domnul primar. Dar foarte bine. Dacă vreți o situație și sunteți în interesul locuitorilor municipiului Ornești de a rezolva problema, haideți să facem o predare a rețelelor către municipiul Ornești, să putem accesa mai departe fondurile europene și urmează ulterior instanța de judecat să ne spună cine e proprietarul, dacă nu sunteți că sunteți că veți fi considerat ca și proprietar municipiul Ornești, vă va restitui contravalarea acțiunilor, dacă va considera că municipiul Ornești. Și în felul acesta evitați și dumneavoastră intrarea în insolvență, societatea va exista, va face altceva. Singura variantă este acțiuni cu toți cu angajați. Deci varianta asta aia, deja râde. No, deci faceți altceva ce îmi place și mie, mă așez și eu pe scaunul ăla. Veniți aici în locul meu să faceți altceva de mine. Ne-am privatizat statul român, sigur. Dar de ce nu vă dați în judecată să luați prin instanță rețelele? Adică dacă toți sunt ale dumneavoastră. Deci da, facem proces de eu am înțeles că să pierde, am înțeles să pierde și dar obligația de a face, doamne, obligă pe apă canal să-ți predea. Nu, dar pierdem timp și de ce pierdem timp? Pentru că de la FPS cât a dat rețele. Nu poate fi scos actul de la FPS. Cum să vedem cât bani a dat domnul Ghean. Dar nu, dar e sigur că da. Nu e problemă de asta. Domnul secretar, domnul principal acolo. Din păcate, asistăm și astăzi la o situație extrem de delicată, la care, de fapt, sunt supuși toți locuitorii municipiului Ornești. Și din ce în ce mai des în ultimul an, dacă nu în ultimii doi ani, asistăm și chiar suntem părtași la astfel de situații, la care oneștenii așteaptă într-un final, dacă până acum s-a rezolvat nimic, măcar acum în al 12-lea ceas, o soluție practică, pragmatică și rezolvarea problemelor, de fapt. Înțeleg din discuțiile purtate o oră și 15 minute pe de o parte de reprezentanții de la, chiar acționari de la Apă Canal și pe de altă parte juriști, executiv primăria municipiului Ornești, la discuții care ne expun problemele, dar de fapt nu ne supune atenție nici o propunere concretă, o soluție de ieșire din situație. N-aș vrea ca și această ședință să fie ca și alte în care după ce stăm o oră, două, trei la discuții, ascultăm pe toată lumea, ne ridicăm, plecăm și, de fapt, nu rezolvăm aproape nimic. Nu cred că este nimeni din sala asta, sau aproape nimeni din sala asta, mă refer la consilieri locali, la primari, viceprimari, vinovați de situația în care ne aflăm acum, dar totuși, cu siguranță, sunt vinovați și sunt persoane vinovate care, fie prin, eu știu, lipsa implicării în rezolvarea problemelor acestea, care sunt de zeci de ani, dacă nu, de ani de zile. Practic nu găsim o soluție pentru a depăși momentul. Înțeleg că, asta înțeleg eu acum, că practic ar fi două situații pentru ieșirea din această criză. Una, preluarea societății printr-o negociere de către municipalitate, care se poate face, eu știu, în urma unei expertize și așa mai departe, nu știu dacă este cea mai bună soluție, sau, înțeleg că se mai poate printr-o acțiune de evacuare, care nici nu știu dacă această soluție este cea mai bună sau este cea mai legală. E haos. Haos este ceea ce trăim noi astăzi. Adică cetățenii municipiului întreabă pe unul și pe altul, pe dumneavoastră, pe noi, consilieri locali și oameni de rând, domne, se ia apa azi, pentru cât timp, la ce preț va fi apa mâine, cine va fi furnizorul de apă, în ce program și așa mai departe. Cred că și îi vom asigura pe sprijinul politic domnului primar pentru rezolvarea acestei probleme. În cele două situații care le văd acum, ori pentru negocierea propriu-zisă, dacă legea permite și avem posibilitatea asta, dacă nu, pentru acea situație în care putem evacua
pe cei de la Apă Canal din imobile sau eu știu, din rețelele și așa mai departe, să intrăm în posesia ceea ce se spune că de fapt aparține de drept domeniului public al municipiului Onești. Eu vreau să vă asigur că ne dorim și sper ca domnul primar să găsească soluția cea mai înțeleaptă și cea mai bună pentru oneșteni. De fapt, nu ne dorim decât apă la un preț decent și cel care îl permite legea cel mai scăzut pentru apă de bună calitate care să corespundă din toți parametrii. Așadar, domnule primar, vreau să vă spun că vă puteți bucura de sprijinul nostru pentru rezolvarea acestei probleme, fie și politic și administrativ, și sper că împreună cu resortul care îl aveți, cu domnii juriști și consilieri, să găsim o soluție cât mai urgentă, astfel încât această situație, care este confuză și care nu dă câștig de cauză nici nouă celor din viața politică oneșteană, celor din primărie și nici celor de la Apă Canal, cred că aveți toată puterea, aveți și statutul, astfel încât să rezolvăm problema asta cât mai urgent și am participat alături de dumneavoastră la discuțiile purtate cu Apă Canal, v-am susținut în demersul făcut, numai că văd că el s-a oprit undeva pe parcurs așa, adică n-am mai făcut și pasul sau pașii următori și cred că trebuie să-i facem cât mai urgent să nu ne trezim în alte situații din care poate nu putem ieși sau vom ieși cu niște costuri pe care nu le dorim niciunul din această țară. Vă mulțumesc! Având în vedere că domnul Natiuc a făcut o referire la domnul primar și a vorbit de parcă n-ar fi fost nici consilier, n-ar fi nici viceprimar, dânsul nu cunoaște, nu știe despre ce e vorba și nici nu n-ar trebui să implice, domnul primar, îi dau cuvântul domnului primar pentru a răspunde. Da, și eu vreau să-i mulțumesc pentru sprijinul domnului viceprimar declarat. Cred că mai mult decât sprijin politic e nevoie de sprijin administrativ și cu siguranță dacă eram singurul abilitat să iau decizii în ceea ce privește această situație, mă întâlneam doar eu și cu conducerea, dar cred că există și un aparat de specialitate, există și un consiliu local votat de către cetățeni care ar trebui să delibereze în acest sens, să propună soluții și să decidem de comun acord. Doamna Pașcu. Eu zic foarte scurtă și concisă. Am văzut că reprezentanții de la Apă Canal au venit aici cu o poziție care nu e, din punctul meu de vedere, cea mai corectă. Infirmă puterea hotărârilor judecătorești, a hotărârilor de guvern, a actelor normative, lucru care nu este așa cum ar trebui să fie. Din punctul meu de vedere, la momentul de față, în Onești, lucrurile nu stau bine și nu stau bine de mulți ani de zile. Dacă stăm să ne gândim la dispozițiile legii 51/2006 și 241/2006, vedem că situația Serviciului Public de Alimentare cu Apă la nivel de Onești nu respectă sub nicio formă dispozițiile legale. Nu avem un operator care să fie avizat la NRSC, nu avem sub nicio formă îndeplinită niciuna dintre condițiile existente acolo. Apă Canal n-a încheiat cu municipiul Onești contract de concesiune, delegarea gestiunii sau administrare. Am explicat de ce nu. Eu nu v-am Apă Canal nu are calitate de operator în sensul articolului 2 litera G din legea 51/2006. Deci, la momentul de față, vorbim de o societate care prestează acest serviciu în mod nelegal. În momentul în care se pune problema cumpărării de acțiuni de la SECE Apă Canal S.A. de către Primăria Municipiului Onești, aici trebuie să fim foarte atenți. Nu putem cumpăra ceva ce este al nostru. În ceea ce privește rețelele, lucrurile sunt clare și nu există niciun fel de dubiu. Aici nu trebuie să avem dubiu, adică nu stăm la discuții pe ceea ce aparține Oneștiului. Nu putem plăti bani din buzunarul oneștenilor pentru ceva ce aparține orașului. Aici trebuie să fim cât se poate de ferm și să nu lăsăm, nici nu stăm la discuție. Într-adevăr, pot exista discuții pe ceea ce înseamnă utilajele care aparțin SECE Apă Canal S.A. pe care Primăria Municipiului Onești ar putea achiziționa. Dar în ceea ce privește rețelele pe care le folosește la momentul de față Apă Canal S.A., acestea sunt ale primăriei și nu există niciun fel de dubiu asupra calității de proprietar a unității administrativ-teritoriale. Lucru pe care am vrut și eu să-l întăresc pentru că era necesar.
În ceea ce privește prețul pe care îl plătește populația, prețul corect este cel stabilit prin hotărârea de Consiliu Local. Faptul că atâtea 75% dintre asociațiile de proprietari au achitat un preț mai mare decât cel stabilit prin hotărârea de Consiliu Local, din punctul meu de vedere, are pentru Sece Apă Canal natura unei îmbogățiri fără juste medii. Deci au primit niște bani pe care nu trebuiau să-i primească. Faptul că asociațiile de proprietari la momentul de față încearcă să-și facă dreptate și să plătească prețul care este prețul legal stabilit prin hotărârea de Consiliu Local, nu cred că e un lucru condamnabil. Faptul că dumneavoastră veniți aici și spuneți că crabul v-a majorat prețul și că nu vă puteți descurca, nu e problema unității administrativ-teritoriale. Dumneavoastră sunteți un operator privat, cum vă descurcați cu plățile și cum vă descurcați cu celelalte lucruri, e problema strictă a dumneavoastră, nu e problema UAT. La momentul de față, ideal este, pentru că sunteți oneștean și ați spus că vreți ca lucrurile să se întâmple în beneficiul oneșterilor, să vă gândiți, excluzând orice fel de negociere pe ceea ce înseamnă rețea, la modalitatea cea mai rapidă și cea mai corectă, pentru ca oneștiul să nu aibă probleme nici în ceea ce privește accesarea celor 30 de milioane de euro și nici în ceea ce privește furnizarea în mod continuu a apei la nivel de municipiu Onești. Mulțumesc! Mulțumesc! Să fac o excepție, că e anti-sect. Și dragul și domnului Tofan. Da, mulțumesc! Domnul secretar, la microfon, s-a făcut această virare de 18 miliarde, era secretarul primăriei, da? Nu. Nu era? Deci astea... Era șeful serviciului juridic. Bun. Și cunoașteți când s-au virat banii ăștia, da? Și cât s-au ținut în cont și pentru ce s-au virat acești bani. Lucrul acesta știe foarte bine și domnul Budeanu. Mai bine știe după aia și domnul Fântână, dar domnul Budeanu era atunci. Și știe pentru ce s-au virat acei bani, cum s-au virat prin FPS, ce cotă, ce a însemnat acești bani. Iar eu știu foarte bine că și eu m-am privatizat în aceeași perioadă. Cum îi spuneam mai înainte că au apărut pe lista numărul 3 la privatizare, în Nedilu, când era director Neagul Mitic, Neagul Dumit. Am văzut-o ca un fel de glumă în timp, în ani. Dar văd că gluma se îngroașă. Ca să cer cuiva că este al tău nefiind, e un lucru care nu este onorabil, totuși. Și ca să ceri, să plătiți niște bani, să-i primești. Pentru ce? Pentru ce n-ai avut și vrei să ți-l vând? Eu îți vând ceva, îți vând vrabia de pe gard, cum se spune. Este foarte clar și este jenant, nu vă supărați. Nu m-am băgat în prețuri, în astea, în tot. Dar ceea ce cunosc bine, asta o exprim acum și de aia am spus că este un lucru general. Acum câțiva ani, când am avut o întâlnire și aduce aminte și domnul secretar și domnul Florian, domnul Zazo, da? Vă aduceți aminte când ne-am întâlnit și domnul Budeanu i-a spus, domnul Budeanu, dar e posibil că lucrurile astea totuși... Bine, și eu prea cu Budeanu am știut că rețelele nu sunt ale mele. Deci n-au fost cumpărate atunci cu acele 18 miliarde, altceva însemnat acest 18 miliarde, dar văd că legea îmi permite. Și dacă legea îmi permite, deci să nu le cer ca fiind ale mele, altă dată vă opresc. Da, mulțumesc. Pot să te rog, vorbesc la... Haideți, domnul. Dacă știe domnul consilier Tofan, ordonanța 88 de privatizare, la articolul 5, aliniatul 9, îl notați și îl verificați și îl învățați, domnul președinte. Spune clar, în momentul în care FPS-ul face privatizarea în locul UAT-urilor, virează 90% din sumă. Nu există suma respectivă să spună pentru ce spații comerciale sau mai știu ce. Deci este valoarea tranzacției. Toată tranzacția a fost 20 de miliarde de lei, din care 90%, faptul că rea GCL-ul Onești era pe raza municipiului Onești, s-au virat bani în contul Consiliului Local Onești. Așa spunea legea. Ce cuprindeau acele 20 de miliarde? Raportul de evaluare care a stat la baza privatizării... Făcut mai târziu. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Rețelele nu au fost prinse. Rețelele nu au fost prinse în privatizarea acestui. Este fals. Ceea ce spune să probați următoarea ședință de Consiliul Local. Dar vreau să termin. Noi am început, după privatizare, niște acțiuni în instanță pentru a putea să luăm aceste rețele care erau confuze. Da? Deci, nu au fost plătite. Discutăm, domnule, acere în administrare. Până când? Până a apărut legea 251 pe 2006, legea 241 și până când eu personal am vorbit cu președintele avocaților din România, domnul Florea, și am spus, ajută-mă că tot timpul Consiliul Local s-a opus
când țineam concesiunea, nu vreau să-l dau, nu vreau să-l dau. Deci adevărat, este adevărat că la început așa am crezut și eu, și noi. Deci este adevărat, deci recunosc. Dar în 2007-2008, eu la telefon cu președintele Florea la București, la un proces din alta curte, am spus, ce treabă ai tu cu Consiliul Local Onești? Păi știi rețelele locale. Nu, o despoți prin care s-a schimbat. Este președintele avocaților de România, nu, ce sunt jurist. Nu, el spune că e o simplă teorie juridică a unui avocat. Dar să vă zic după ce s-a schimbat Sadeli. Deci după discuția cu dumnealui, el îmi dă un sfat. Dom'le, vezi că toate bunurile sunt în prețul acțiunilor. Deci a spus-o de lui în 2007. Numai puțin. Și știți ce mi-a zis? Nu mai puțin, domnul președinte, nu mai puțin. Și-a spus, du-te la PPS și ia-ți documentele de privatizare. Noi n-am avut acces la raportul de evaluare și analiză diagnostic la privatizare. Deci noi, investitorul, n-a fost în baza unui raport. Și am fost împreună cu Fântână, Corneliu și cu un deputat de Onești, la președintele APAPS-ului, și am spus, domnule, uite ce mi-a zis cineva. Și mi-a dat toate documentele, și-a spus, domnule, bunurile sunt în prețul acțiunilor. Și este o nouă gândire după 2007, deci de asta noi am făcut afirmații după 2007, după discuția, deci după discuția domnul președinte cu APAPS-ul, cu fostul cinema privatizat. Deci nu avem speculații, e foarte ușor să arunci. Eu m-am ferit să arunc niște afirmații aici și nici nu vreau să le fac. Dar nu este corect să zici ceva fără să ai argumente. Domnul Budean, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, el toate în scrisurile care emană de la dumneavoastră e același punct de vedere. Ce important pentru mine este că au început niște negocieri. Care trebuiau începute mai demult. Eu zic că să mandatăm executivul să continue aceste negocieri, să le finalizeze cât mai repede și să vină cu niște propuneri în fața Consiliului Local. Dacă vezi poziția mea ca și consilier, eu niciodată n-aș putea semnez sau să-mi dau acordul pentru un proiect de hotărâre prin care Consiliul Local, municipiul își cumpără niște acțiuni, în acelor valoare sunt și niște bunuri care, prin hotărâre de guvern, se atestă că aparțin proprietății publice a Onești. Eu niciodată n-aș putea spune. Auziți, domn președinte, eu aș plăti, nu numai eu, și generațiile după mine și după noi ar plăti acest lucru. Deci asta vă spun. E punctul meu personal. Negocierile pot continua. De acord cu dumneavoastră. Dar eu zic că... Ascultați-mă, da. Eu zic să... Haideți să... Sigur. Situația așa depresează. Continuați negocierile, ajungeți la un punct al nostru și la un punct de vedere. Pentru că dacă nu, noi trebuie să luăm un plan de măsuri. Împreună cu toate compartimentele. Luăm un plan de măsuri ca să soluționăm o dată această... Da. Domnul președinte, vreau să mai cunoască hotărârea de guvern care a inventariat bunurile orașului Onești, să o aducem tura viitoare, să o vedem... Nu contează! Nu! Vedeți o leacă atenție cu rețeaua, că tot vorbim. Să luăm rețeaua, doamna consilier. Da? Vedeți că acolo e un fals total, că dacă l-arătăm acum, sunt 40 de kilometri primăria Onești, ar matricula 40. E declarată falsă, domnule, e declarată falsă de cineva? Așa e înregistrat. 40 de kilometri. În realitate, Onești are 120, doamna. Bun, am ce faceți cu diferența? Ce faceți cu diferența? Bun, dar restul va dat-o dumneavoastră? Nu, ca idei. Domnul, am văzut și eu situația. Nu, am văzut situația. Le-am văzut. Au fost niște greșeli din moment. Dar a spus că diferența se dă cuiva? Nu. Știi cum are? Nu știi cum are? Nu faceți decât. Nu faceți decât. 40. Să incitați. Nu se incit. Vă frumos. Dar nu se des. Dar nu suntem chiar atât, am înțeles punctul dumneavoastră. Împreună avem o problemă pe care trebuie să rezolvăm, că asta e tot. Nu, acum ne luăm și ne... Bun, acum ce facem cu acest punct de vedere? Îl luăm ca un proiect de hotărâre, vă însușiți... O să însușesc un proiect, nu e... Dar eu l-am spus. Îl votăm, îl punem... Deci rămâne de votat. Voi da un vot de principiu dacă executarea Consiliul Local va fi alături de executiv pentru a demara mai departe solicitarea serviciului juridic și a domnului primar. Eu am spus
Consiliul Local trebuie să fie alături de executiv în toate acțiunile pe care le avem. Indiferent și această plângere. Eu v-aș întreba la ce să ne mai așteptăm în perioada următoare, dacă vor mai fi astfel de notificări, nu vor mai fi, lumea e confuză, ne întreabă și pe noi domnul primar, ce faceți? Eu vă pot spune joi ce am discutat. Deci mâine mă duc să semnez acest protocol pe care eu am și precizat foarte clar, da? Societatea este în negocieri, în 2-3 luni de zile, bun, vom ajunge la. Semnez și mă angajez la cifrele acestea. Și avem apă în continuare, pentru că nu o să o oprim. Însă, nu, păi dar n-am cum altfel, dumneavoastră ce ați face? Dar puneți-o dumneavoastră. Doi, în condițiile în care nu se realizează acest lucru, am și discutat joi, societatea pe canal, nu că intrăm în faliment, că ne fac eu adresă, că sunt administratorul societății și în locul meu ați face la fel, prin care înștiințez CRAB că în decurs de 60 de zile, 2 luni de zile, societatea pe canal nu reziliază contractul de a primi apă. Și atunci, doamna consilier dumneavoastră, cu 2 lei cât e aprobarea Consiliului Local, s-o plătiți dumneavoastră cu 2 lei. Eu n-am nimic împotrivă. Cu 4,99 lei. Deci, în principiu, dacă ajungem la masă și stăm, ori avem varianta a doua și nu e acum. Iar, nu știu ce spun, acum ca să ce fac să... Păi termenul acum. Să... Care a zis de notificare? Șantajez. Nu, domnul, îmi pare rău. Chiar credeți-mă că de 2 ani de zile, eu cu 4,99, societatea nu poate să cumpere și să vândă. Când cumpără cu 5,2, să vândă cu 4,9, cum doresc alții. Domnule, și atunci, avem ocazia să ne retragem discret din povestea asta, să preluați, să faceți. Dar eu zic că negocierea a început, 30 de milioane, pentru creierul meu, sunt 30 de milioane, sunt în joc, în care în decurs de 2-3 luni de zile, unii ar putea să te primească. Asta e tot. Am poziția dumneavoastră. Vă rog să vă retrageți ca putem împotrivi. Dar vreau să mai zic, filmul cu termonul, să nu uitați. Că luăm termonul și facem 5 lei sau mai știu ce, sunt faliment. Deci știu filmul ăsta, mai a fost o dată. Apa municipală nu poate să facă, să știți. Deci fără prețul crabului, fără prețul cablului de la munte să-l dea jos, nu există niciun, nici dumneavoastră, nici cel. Și exemplu cel mai bun este termonul. La 1000 de miliarde pe rând după un an de zile, prin care uneștenii toți plătesc. Toată lumea plătește creditul la... Mulțumim și așteptăm de la dumneavoastră invitații. Și orice document, orice schimb. Știm amândoi foarte bine. Domnul Budeanu, v-ați învățat să nu prea dați bani. Domnul Budeanu, vă rog frumos, haideți că vedeți. Vedeți că v-ați luat bani, n-ați dat. Sunt nefondate, să știți. Domnuleanu, știm foarte bine noi ce aveți de dat la fiți. Domnul Budeanu, vă rog frumos. Asta e. Ați pus presiune de când ați venit aici. Bun, corect. Presiunea a pus. Haideți să vedem ce... Nu poate fi votat, domnule. Este un punct de vedere al biroului juridic. Îl punem acum la vot sau, domnul, continuați negocierile? Sunt negocieri, că eu abar n-am ce negocieri. Sunt în ce stat sunt. Negocieri s-au împornit, am solicitat o serie de documente, de asta nici nu am vrut să fac foarte, pentru că nu am primit toate documentele solicitate până în momentul ăsta. Domnul Fântână s-a angajat că mâine dimineață va trimite și ultimele documente pe care le-am solicitat, astfel încât să avem o evidență clară asupra activelor, pasivelor și așa mai departe pe care le-a solicitat în momentul ăsta. Cu toate aceste date, împreună cu serialul litigiilor pe care le avem până în momentul de față cu Apă Canal, vom face o mapă pe care o voi înainta tuturor consilierilor locali și solicit o întâlnire de lucru cu Comisia Juridică pentru a stabili măsurile de aici încolo cum procedăm. Vom avea toate datele, zic eu, în urma solicitorilor pe care am făcut către Apă Canal, vom avea toate datele ca să putem să luăm niște decizii pertinente și să analizăm clasul de măsuri pe care să-l și votăm în luna martie. Păi și noi ce ne-am mai întâlnit aici? Noi ce facem asta? Nu înțeleg. Păi ori să negociem și atunci lăsăm să meargă negocierile, ori nu mai nu să negociem și nu pot fi. Deci astăzi trebuia să nu avem apă. De asta ne-am întâlnit astăzi, pentru că astăzi trebuia să nu avem apă și trebuia atunci să lăsăm să inițiem niște... Bun, avem un punct de vedere al oficiului juridic, oficiul juridic spune să facem plângere pentru șantaj.
Și se vede clar computerul acel 30 de milioane de euro de care i-a spus domnul Berea, cine i-a spus, l-ați văzut mereu. 30 de milioane, șantaj, cum șantaj? Dar miroase clar. Dacă o supunem la vot și această plângere, această... Dar n-am văzut-o. Domnul primar, a fost dată pe mine, simtul de regulă a fost transmis. Da, primul cu el încetă. Domnul primar, aveți o termină indicatorească susținată? Pentru ce? Pentru apă canal? Pe preț, atât. Adică bine, sunt mai multe câștigate, nu? Și dânsul ce a spus? Face apel sau? Face apel și arată 30 de milioane de euro și noi putem primi. Deci, face apel pe altceva. Este un șantaj și cu aia. Presupuneți că văd și cu împuternicirea pentru a semna, dacă este primar, președinte de consiliu de ședință și... Deci eu supun la vot acest punct de vedere, pentru că nu am venit aici să stau două ore numai să-l ascult pe domnul Budeanu. Este punctul de vedere pe care l-a citit. Dacă sunteți de acord cu acest punct de vedere al oficiului juridic și să împuternicim, dacă sunteți de acord, cum se numește pe, cele, pe cineva din execuție să vreze plângerea. Imediat, vă spun, e 1900, punct de vedere 1900 și... Nu, 23.100. Da, 23.119. Punct de vedere. Unde vedeți să ne exprimăm? Domnul primar, dați-mi voi. Avem cei trei juriști, patru juriști ai Consiliului Local, care pot să ne spună cel mai bine, domnule, uite, așa este bine. Așa e bine să facem. Ca așa fiecare să ridicăm degetul în sus sau... Asta i-am și chemat, să ne dăm... Păi tu... Să ne dăm credea și cu documentul ăsta. Dumnealor, doamna, domnul secretar, domnul Iene, domnul Pase, domnul Dumnealor. Deci sunt consilieri, uite, care și domnul viceprimar, care n-a citit acest punct de vedere. Da, da, da. Nu sunt nici colegii dumneavoastră, uitați, ai zis domnul... Păi nici colegii mei, dar... Noi împuternicim pe domnul primar în interesul juridic pe care îl face fără discuție. Cine este de acord cu punctul de vedere al serviciului juridic? Și anume de a se formula o plângere penală împotriva Sărsare sa, apă canal, mă scuzați, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj. Prin emiterea acestei modificări. Este un șantaj, da. Este presiune. Supun la vot. Cine este pentru? Clar. Domnul Tof, am înțepat. Ce-a făcut? M-a înțepat ca albina. Acum într-o vorbă spusă. Cea mai bună părere a avut-o domnul Spână, când a spus, dați-ne nouă infrastructura, conform hotărârii Cătulești. Da. Da? Dați infrastructura, nu mai contestați la Tribunalul Bacău înfințarea apă municipală. Că și apă municipală, cu pedalea infrastructurii, intră în funcțiune. Dar nu se vrea spune. Dar cum poate vă pedalea ceva ce nu au? Păi nu, dacă hotărârii s-a considerat că este municipului. Deci acest punct de vedere a fost aprobat de către Consiliul Local. Împuternicim pe domnul primar să semneze... Și împreună cu președintele, da, președintele ședință. Dacă i-am biserică, o vină rău să... Bun. Asta e. Da, mai ales trecem. Haideți să trecem la ședință. Da, cineva vrea să nu. Nu, dacă e, să nu am consemnat. La punctul 2 și ordinea de zi este o solicitare a unor consilieri PNL în legătură cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Domnului director executiv Constantin Bogdan Seto. Prin hotărârea numărul 146 din 22.12.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, aplicate începând cu anul 2016 în municipiul Onești, Consiliul Local Onești a aprobat o taxă de salubrizare în cuantum de 9,20 lei
pe persoană precundă, motivat de aprobarea HCL numărul 102 din 17-12-2010, privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici, precum și a planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor aferente proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău. În analiza întregii documentații aprobate de Consiliul Local Onești, a rezultat faptul că planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor a avut un caracter orientativ, conținând indicatori tehnico-economici aferenți proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, respectând necesitatea și oportunitatea realizării acestuia și cuprinzând soluțiile economice previzionate pe baza unor indicatori, estimări și ale unor date din perioada 2005-2006, care nu mai sunt de actualitate. Master Planul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bacău arată că toate datele colectate de consultant cu privire la generarea deșeurilor în anul 2007 au fost analizate pe baza Indicatorului Național și European de Generare, pagina 111. La pagina 151 din același document regăsim faptul că, pentru calcularea taxei de salubrizare în municipiul Onești, a fost folosit coeficientul normal de generare de deșeuri de 0,833 metri cub pe persoană pe an, un indicator mult mai mare decât cei folosiți astăzi. Acești indicatori se regăsesc actualizat pe site-ul Institutului Național de Statistică până la nivelul anului 2011. Indicatorul privind cantitatea de deșeuri menajere colectate pe locuitor în anul 2011 în județul Bacău este de 206 kg pe locuitor potrivit statisticilor oficiale găsite pe site-ul http://www.http.com. Indicatorul exprimă cantitatea anuală de deșeuri menajere și asimilabile colectată, deșeurile colectate prin municipalități sau operatori economici specializați la gospodării, activități comerciale, instituții, raportat la numărul total de locuitori. Metoda de calcul s-a făcut prin însumarea cantităților de deșeuri menajere și asimilabile colectate și raportarea numărului de locuitori. Indicatorul național este QMWK pe locuitor, pe kilogram pe locuitor, egal 239 kg locuitor. Indicatorul exprimă cantitatea de deșeuri municipale colectate din gospodării, activități comerciale, instituții prin municipalități sau operatori economici specializați, raportat la numărul de locuitori, populația țării, la 1 ianuarie anului de referință. Cu privire la populație, pentru municipiul Onești este înscris o populație de 51.637 locuitori, cu un număr de 33.300 de beneficiari ai serviciului, reprezentând 68.36% din totalul populației, prin raportare cu recensământul populației din anul 2002. Potrivit datelor oficiale de la recensământul populației din anul 2011 pe municipiul Onești, se regăsește o populație stabilă de 39.172 de locuitori. În mod obișnuit, populația achită o taxă percepută pe persoană și nu pentru cantitatea generată de deșeuri. Acest sistem de taxare nu este conform cu principiul poluatorul plătește. Chiar în cazul în care operatorul stabilește tariful în RON pe tonă, nu există niciun fel de infrastructură credibilă pentru cântărirea cantităților de deșeuri și, în consecință, nu este posibilă o corectă evaluare a acestor cantități și deci perceperea unor taxe în conformitate cu cantitățile generate. Recomandări. Tarifele să fie proporționale cu cantitățile de deșeuri generate de fiecare persoană. Din analiza documentelor rezultă că la previzionarea taxelor aferente salubrizării în județul Bacău au fost avute în vedere date estimative și indicatori raportate la o valoare a taxei 258,93 RON pe tonă la nivelul anului 2016. Valoarea taxei aprobată în decembrie 2015 de către Consiliul Local Onești nu este actualizată ca urmare a tarifelor obținute din licitații și aprobate prin HCL numărul 155 din 22-12-2015, din care rezultă un tarif de 162,93 lei pe tonă în mediul urban și 317,73 lei pe tonă în mediul rural, prin raportarea la numărul de persoane ce rezultă din datele oficiale ale recensământului populației efectuat în anul 2011 și cantitatea efectiv colectată de pe raza municipiului Onești. Pentru aceste motive, există suspiciunea rezonabilă a faptului că în luna decembrie 2015, Consiliul Local Onești a aprobat o taxă supradimensionată cu consecința împovărării nejustificate a cetățenilor, respectiv a prejudicierii bugetului local al municipiului Onești. Pe de altă parte, ADIS Bacău nu respectă reglementările privind transparența decizională, motiv pentru care solicităm să ne comunicați orice documente aprobate de ADIS din care rezultă fundamentarea taxei de 9,21 lei pe persoană pe lună în municipiul Onești. De asemenea, la o analiză sumară a situației veniturilor și cheltuielilor rezultate din anexa numărul 6B6GHN numărul 146 din 22-12-2015, rezultă că municipiul Onești urmează să impună la plată o valoare de 31
31.080 lei, potrivit HD numărul 155/22 decembrie 2015, tariful licitat de secție compania Rondris Service pentru deșeuri municipale de mediul urban este în valoare de 162.93 lei pe tonă, iar potrivit HD 155/22 decembrie 2015, tariful operatorului depozitului conform de deșeuri se duce 24 lei pe tonă, exclusiv TVA pentru deșeuri menajere, respectiv o valoare de 224.4 lei pe tonă cu TVA inclusiv. Pornind la capul indiciilor de la statistică și recensământ, rezultă următoarea cantitate estimată de deșeuri menajere și asimilabile generate în municipiul Onești și ce urmează a fi colectată în cursul anului 2016 la gospodării, activități comerciale și instituții. 1069 tonă pe an, calculat cu indiciile județului Bacău, respectiv 780 tonă pe lună, 9362 tonă pe an, calculat cu indiciile naționale de generare deșeurilor. Având în vedere dispozitul al 3 literare din legea numărul 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, serviciul de salubrizare se organizează și funcționează potrivit principiul de bază privind tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat. Până la clarificarea situației cu privire la fundamentarea ta, urmează să stabilim ca pentru perioada suspendării actului administrativ să perceapă o taxă în cont de 6,5 lei. De mai prevederea credit din legea numărul 548/2001 privind liberul acces la informații de interes public, solicităm comunicarea în copie conformă cu originalul următoarelor documente. Deci, practic, inițiatorul acestui demers solicită Consiliul Local sau supun spre aprobare Consiliul Local o adresă pentru Asociația de Salutare Intercomunicare pentru Salubrizare Bacău, în sensul de a ne preciza dacă sunt de acord cu reducerea cantității de deșeuri în funcție de specificul activității fiecărui societăți comerciale, deci să nu mai fie acea limită de o tonă pentru societățile comerciale, de asemenea să ne prezinte fundamentarea sau modul cum s-a fundamentat acest preț. Deci fie s-a aprobat, dacă veți aproba aceasta, trebuie să fie eventual să invităm pe domnul director Constantin Bogdan Seto în următoarea ședință de Consiliu pentru a ne răspunde sau a ne preciza punct de vedere cu privire la aceste cerințe. Vă mulțumesc! Vă aș face o propunere, dacă pentru domnul președinte să facă și discuții pe marginea documentului. Văd aici solicitările formulate de către inițiatori. La punctul 1, contractul de legare gestiunii. Deja avem, am făcut demersuri de executiv în sensul ăsta. Am rămas să ne transmită niște anexe și l-am solicitat și în formă certificată ca să avem valabilitatea documentului. Și mai este o chestiune pe care aș vrea să o includem în această adresă. Am primit o notificare în urmă cu aproximativ 2 săptămâni prin care se solicită aprobarea Consiliului Local și am să vă rog pe colegii de la juridice și domnul secretar să mă contraziceți dacă greșesc. Nu am documentul în față. Se solicită aprobarea în Consiliul Local a eliminării unor societăți din cadrul ADIS, a unor localități. Sunt Dulem, Berzunți, sunt enumerate acolo și motivele și localitățile. Procedura însă pe mine mă duce în confuzie. De ce? Pentru că ni se solicită mai întâi hotărârea Consiliului Local prin care să eliminăm aceste societăți din ADIS, după care să venim în AGA ADIS și să aprobăm exact pe dos față de modul în care am aprobat taxa și celelalte contracte. Cred că aici este o problemă de procedură și trebuie să o rezolvăm, trebuie să ne clarificăm. Trebuie să vedem dacă procedura corectă este că mai întâi Consiliile Locale să aprobe taxa, apoi să meargă către ADIS și ADIS-ul să supună la vot prin AGA, sau dacă mai întâi se supune la vot în AGA și apoi își însușesc Consiliile Locale aceste opțiuni. Pot să înțeleg că dumneavoastră aveți... Da, l-am notat chiar înainte să vin în la acest demers făcut de către da, da. Să fie completat. Am o completare. Nu sunt împotrivă, suntem de acord. Pot să-i fac o formulare așa generală, dar mai apoi trebuie concretizat prin numărul documentului și... Prin notificare se aduce la o cunoștință încălcare de către anumite OAT-uri a obligațiilor contractuale și se solicită o zi în intervalul 26-2-11
în care să aibă o continuire în vederea rezolvării pe care le am iabilă. Deci este un prim pas, un prim notific și arată care sunt deficiențele de contract cu care trebuie. Accentul aș pune pe procedura invocată de dumneavoastră în acea notificare. Acest demers nu e un motiv ca să ceară după aia excluderea noastră din analiză. Nu, dar nu are de-a face cu excluderea noastră, nu. E o chestiune de procedură dacă noi avem libertatea să aprobăm taxa fără acordul la DIS sau e invers. Pentru că se pare că la eliminarea societăților mai întâi cere aprobarea Consiliului Local și apoi a LADA. Exact pe dos față de taxă și de celelalte documente. Eu zic să propunem la... Să supun la vot în varianta modificată, noi l-avem pe în format electronic și să înaintăm această adresă către ADIS. Cu precizarea ca în zilele următoare, dacă așa, să consilierii să semneze, să fie semnat. Dacă un vot, sau cei care dau vot. Da? Supun la vot atunci acest memorium către Asociația Dezvoltării. Dacă se trimite sau nu. Ca să fie semnat, în sensul ăsta. Cum semnam și memoriile făcute de domnul Lenaru către diferite ministere. Sunteți de acord? Da. Cine este pentru? Deci nu vom trimite nimic atunci, nu mai fiu de mers. Vă puteți să-l trimiteți, liniștit. Să vă ajută, domnule. Da. Dar mulțumim, domnul viceprimar. Dați-mi voi, da. Împotriva, abține? Abține. Așa sunt. Ce pentru? Să vorbesc pe baza... Nu, s-a votat. Ok. Nu mai vorbim. V-ați expus punctul de vedere. E un vot. Domnule, sunt atâtea chestiuni inadvertențe aici. Și din partea celor care au inițiat proiectul. E un lăudat. Și din partea domnul primar a spus că mai sunt niște chestiuni care le-a cerut dumnealui, cu care vor veni în completare și cei de la ADIS. A spus că puteți să-l chemați și pe domnul Sietu aici. Foarte bine ar fi să vină și să ne lămurească odată și să terminăm cu bălciul ăsta care este aici. Ce propuneți, domnul? Asta, să fie chemat setul aici, am zis, trebuie să mai primească de la Bacău, de la ei, niște documente. Păi asta voiam și noi asta. A spus. Da, hai să trecem la următorul punct. La punctul 3 am să fac o scurtă prezentare. A trimis pe noastră adresa termonice termenul 457 din 24 la 2, prin care dumnealor solicită că nu mai au posibilitatea financiară de a asigura paza și de a supraveghea centralele termice. De asemenea, solicită că toate ONIști să preia în fază cele 23 de obiective, centrale tehnice plus laboratorii de meteorologie. Pentru câte data de 16 a 2 a fost convocată adunarea generală a acționarilor și au fost aceste puncte pe ordinea de zi, nefiind statutară, nefiind formă, nu s-a ținut. Astfel, societatea profesională Terminalus solicită ca să dispune urgent convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local în vederea aprobării bunurilor aflate în gestiune. Predări, da. Aici, sigur, am discutat chiar înainte de ședință cu domnul primar. Din punctul meu de vedere, cred că este necesar un proiect de hotărâre de preluare. Trebuie numită o comisie care să facă o inventariere. Trebuie numit specialiști care au cunoștințe tehnice cu privire la starea obiectivelor care vor fi preluate. Și ulterior trebuie văzut cine va prelua, pentru că nu Consiliul Local, nici primăria nu cred că va avea posibilitatea să administreze aceste bunuri. Ce se va face mai departe? Deci aici ar trebui, tot în aceleași condiții, numită o comisie care să analizeze toate aspectele.
Și mai era o problemă pe care au solicitat-o tot cei de fapt cei de la Tărnăm, colegii de la juridic. Miercuri este un proces pe rolul Tribunalului Bacău, prin care se solicită partea, ridicarea dreptului de administrare a de viitorului Termon CT. În acest moment, dreptul de administrare la Termon CT are pe de o parte administratorul numit de dumneavoastră, domnul Cetean, pe de altă parte administratorul judiciar numit de către Tribunalul Bacău, sub supravegherea administratorului special numit tot de dumneavoastră. În procesul de, cum am spus, de miercuri 2, societatea Cornet Gaz, în calitate de creditor, solicită ridicarea dreptului de administrare. Acum, din punctul meu de vedere, ar trebui ca dumneavoastră, în calitate, în dubla dumneavoastră calitate de adunare generală a acționarilor, să dați mandat colegilor de la juridic cum să voteze sau cum, care este punctul de vedere. Sunteți de acord cu ridicarea dreptului de administrare sau a Termon CT, a Termon CT, a societății. Deci să nu mai poate fi societatea administrată. E de asta, nu? Decât... Dar ce se plece? Să nu, era solicitarea de liter a creditorului. A creditorului. Să stea Cetean și ceilalți până îi chidează ultimul cui. Acum vrea să predea primărie jafurile. Nu știu spune. Nu vrea dumneavoastră. În cadrul procesului de insolvență a solicitat un creditor lucrul acesta. Și nu obligatoriu să admitem, da? Pentru, domnul Ierin, în ce fază este Termonul la lichidarea falimentă? Nu știu. Domnul spune, în ce fază este? În faza... Este în insolvență, da? Păi, stai, domnul, dacă ai pus la insolvență, care e procedura? Ei vor să predea primărie. Ce costuri sunt să rămână? De administrare sau nu? Câte bun? Nu știu să administrez mai departe. Adică să leacă de bunuri, domnule, am votul Consiliului. Deci noi acum nu putem vota, nu avem proiect de votare să votăm preluarea bunurilor. Asta e clar, nu discutăm de preluare, discutăm de modul cum va pune problema... Păi, acțiunea este făcută de către noi, în calitate de creditor, nu? Nu, domnule. Unii furnizori de gaze, natural. Da. Dar dacă e insolvența, are voie? Are voie să solicităm. Cum hotărâți acum? Domnul secretar, până la ședință unde va fi și proiect, spuneți-ne și nouă, vă rugăm frumos, ce costuri bănești sunt ca să rămână domnul Cetean acolo cu echipa? Dacă trebuie mai departe. Și ce costuri sunt să... A știți, domnul director, proiectul de buget. Revin cu un proiect de buget cu pierdere de 793 de... Deci 7 miliarde și ceva. Ca să meargă în continuare bugetul pe 2069. Nu, asta am întrebat. Ce costuri sunt să rămână în continuare domnul Cetean? Domnul Cetean administrat. Administrator. Să aibă în continuare. Și cu ce ajută dacă... S-a întâmplat în bani și răspunde ce are salariul. Răspunde oricum poate răspunde, chiar dacă nu mai e administrat. Ce costuri sunt? Nu s-a evident că nu cât costă? Vreo 40. Salariile lor da, sunt da. În jur de 50. Obligațiile la buget sunt aproape de 80 de milioane de lei. Haideți să vedem o situație de care este opinia oficiului. Nu se poate 80 milioane de lei. 800 de milioane. 800 de milioane. Domnul, domnul. Ce? Nu, domnule. Dar care 40 de milioane? Noi mai trebuie să ne dăm ce spune eu. Atunci când în insolvență... În insolvență, cum este Termonul, când se constată că sunt pierderi, se propune un plan de reorganizare care nu este urmat sau nu este admis, pentru evitarea pierderilor continue, se face de către un creditor sau instanță din oficiu o cerere de ridicare a dreptului de administrare. A doua hotărâre, noi nu putem să spunem, asta înseamnă implicit să se știe câte pierde sunt la momentul ăsta din partea societății. Înseamnă că societatea nu își poate administra singură bunuri. Asta înseamnă. Și din ce cauză își poate? Asta nu se poate, nu ne putem mai pronunța. Asta e altceva. Asta e altceva. Cum s-ar pune de hotărâre, mă scuzați. Dar dacă e insolvență, putem... Nu, în măsură în care nu hotărâre să ducă o față la bătăție. Dacă e insolvență, creditorul nu se poate adresa. Dacă el este în insolvență. Dar aveți bugetul Termonului pe site-ul primăriei și vedeți... Tot ce e făcută de creditorul. Cât este în insolvență până la programul de reorganizare, nu se poate adresa nimeni să ceară bani. Cum? Că nu se ceară bani. Dar ce face asta? Cere bani. Este o... Deci în procesul de... În procesul... Nu eram aici, mă scuzați. În acest proces, aflat pe rolul Tribunalului Bacău, de intrare în insolvență. Este o ordonanță președențială
formulată de un creditor, se numește SC Conef Gaz SRL, în calitate de creditor, prin care solicităm ridicarea dreptului de administrare societății falite. Pe ce motiv? Pentru că sunt pierde, asta spune legea. Nu, dar ce spune creditorul? Nu suntem falimenți. Nu sunt pierde, spune. Că se, pot, se poate face, este această acțiune care e pe admisibilă. Nu se face. Și noi putem cere. Colegul este creditor ca și noi. Orice creditor al unei societăți aflate sub incidența legii insolvenței poate cere ridicarea dreptului de administrare. Dar nu se suspendă perioada asta cât este până la reorganizare. Dar vă gândesc la alte acțiuni. Vă gândesc la acțiuni împotriva patrimoniului persoanei care este în insolvenție. E cu totul altceva. Asta e o acțiune specifică procesului de insolvență. Ori hotărâm ceva, ori nu hotărâm, lăsăm la aprecierea instanței. Proiectul de hotărâre până miercuri va trebui să pună concluzie. Pe domnul, puteam lua decizii importante de atât la prima generală națională, care a fost provocată și m-a venit cu 4-5 persoane. Atunci era. Atunci era la unul. Acum nu că e tardiv, dar era interesant să fie și cei de la termole, să le punem întrebări. Ei au răspuns atunci la câțiva, dar nu la toți. Bun, atunci nu votăm nimic și urmează să lase la aprecierea instanței acțiunea. Oricum se va admite, din câte bănuiesc eu. Declară închisă ședința extraordinară de astăzi.